Doamnelor, domnilor și domnilor, un alt cavarel de vază al cetății noastre ne a călcat pragul studiourile și până această seară și mi-e un om foarte drag sufletului și un om care o să am și cred că întrebarea asta dacă e mai atașat de un cal sau de un om care ți-e mai fidel. Bună seara și bine ați venit legenda Bun. hipismului care avea în domnul Ovidiu Podar. O pic de legendă. <laughs> păi dacă nu era dumneavoastră, dispărea de tot. Da, dar mai sunt copii care s-au -au ținut de treabă și au făcut și... Toate că ce, ce se întâmplă urât este că nu mai este armonia care am trăit-o eu, că atunci sportivii cei mari, bătrâni, masori, seniori și toate astea, aveau grijă de copii ai mici. Îi punea călare pe caii lor. Îi băgau un concurs și era uh, în între ei, între sportivi, că al meu a mers mai bine și al tău. A, asta a avut, a avut de câștigat eu și gatioși, copiii ceilalți care au Merg unii sunt plecați în străinătate, unii sunt la Steaua, unii sunt la Dinamo. Un Ovidiu, s-a schimbat și societatea. Și societatea aia. Nu mai suntem cei care eram, nu? Bunul simțul, respectul, empatia, munca, concurența aia așa, internă să fiu mai bun decât colegul meu. Aia totdeauna. Dar e. nu cu ură. Dar aia -o ai... Aia, nu te bucur că a căzut -o la așa mână. Nu, domnule, dar vreau să fiu și eu locul Să fiu, sau... sigur că da, Te te mai mult și fie și vei fi. Hai să o luăm cu început. Cine, cine e Ovidiu Podaru? De unde, de unde a început aventura vieții lui Ovidiu Podaru? Dacă vorbim de sport, de călărie... Nu, nu, nu. Om Ovidiu Podaru, Ca noi aici prezentăm omul. Păi n-aveți cum, că eu de când am ieșit din mama să lacai. Da, da, n-ați la Craiova, nu? Tata, ofițer de carieră, nu? A venit la Craiova. Înainte, la echipele sporti, de călărie din țară, nu existau antrenor de călărie. Și au format din foști ofițeri de cavalerie, nu neapărat ofițeri și subofițeri de cavalerie, că erau destoinici, ăia făceau călărie. Dar mai târziu i-a dus și pe ei și a făcut în cadrul Iestului, că am putut să mai învețe și economie politică, nu numai ale sportului. Și ei au făcut. Tatăl meu a fost coleg cu Teașcă. Cu Titi Teașcă. Erau toate sporturile, stăteau un cămin sus pe Maioră, Ene, la, spune, la stadionul ăla. Da, da. lângă Cotroceni Cotrocen sau unde? Da, sau da, Republicii? Da, da Republicii. Republicii, da, Republicii. Da, fostul stadion. acolo era Iesus sus. Și aveam un cămin ăla de studenți, oameni bătrânci, glumeam noaptea și și, în fine, și-am făcut ca să, să fie legal și ei. A, când ați făcut școala de antrenori? Nu, eu, eu, nu, a făcut a, eu am făcut-o mult mai târziu, tata tata, tata. tata, însă, ați început aventura vieții la Să Nicolau mare. Unde? Da, acolo am născut. Și Acolo era. Nu chiar pichet, era ceva mai mare decât un pichet. Uh, era și tata șef acolo. Era locotenent. Și. Era unitate de cavalerie? Da, unitate vreau să spun că era mai mare decât un pichet. Pichetul este nu știu cum, escadron, așa ceva să numea. Că la cavalerie e alte denumiri, la Un fel de companie, nu? Un fel de companie, da. Și acolo a fost până la, la, ceva ani. Sora mea deja încă le cam mai bine ca mine, că era mai mare cu trei ani. Și eu și mă punea pe cal și îmi vedea lumea ce și-o moară copilul. Și asta, este. acolo am plecat la Orșova, adică o mică haltă la, la Brlade. Și acolo era școala de cavalerie, fostă școală de cavalerie, și a făcut școala de gradați grăincieri. Și a fost comandantul școalei de gradați acolo, dar avea manej, era dotat bine, tot frumos, excepțional. Și după ce a terminat, că se făcea uh, trei luni de zile pe timpuri școala de sergenți. De... Uh, se făcea trei ani armată. Și de acolo am venit la Orșova, unde a fost cea mai frumoasă perioadă. Am rămas cu prieteni, ne-am întâlnit, ne-am Ce o frumusețe. General acolo a făcut-o? Nu, no, clasa de, a, 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 treia, 1, 2, 3. într a pat, am venit la Buzești, unde am vrut să mă omor. Ia, Păi? Păi era atât trictețe și atâta trebuia să știi toate chestiile, tot comitetul central, toată marea adunare națională să vorbești. Și eu venit să un oraș din ăsta excepțional. L-ați prins pe cine? Maciste? Cine era atunci? Nu la, la Bălcescu. A, la, nu la, înțelese că la buzește. Nu, la Buzești am prins la pionier pe domnul Butoi. Și la Bolcescu era cine? Andrei? Nu, la, hmm. a, a, a mai fost și mai ce, ceva înainte. Și cred că chiar domnul Macister dar mic, era, cred, era arbitru. Și urmă domnul Andrei, Auzi, cu, la, la sport, cu domnul Gronea, cu domnul Rinderiu, care m-a luat la... E cum a fost că Sora mea a câștigat niște concursuri regionale în oraș, fără să fie pregătită, fără să Și au văzut -o, o, așa de la Bălcescu, nu-i spunea Bălcescu, îi spunea SM1, o, la medie numărul 1. Tocmai a spus Bălcescu. Și a luat-o în a zis, a, zis, stii, a fost uh, cu șapte clase pe timpul ăla. Vici și dai acolo și a dus tatăl la tata acasă și cumva s-au cunoscut repede acolo, după ce a făcut ea ce a făcut pe acolo și bătea pe ea pe acolo la, sprint, ea pe sprint, lungime. Și, și mai ai frați, rude, surori. Mai am un frate. Și unde? Tot acolo. M-a luat și pe mine și m-a adus în partea asta. Am făcut și o atletism bun. Cu, fost pe la concursuri frumoșele. Dar nu cu cine? Cu domnul Rinderiu? Cu domnul Rinderiu, da. Nu puteai prea mult. Și vedeți să vă spun o poveste frumoasă cum dar Da, domnule. Vezi că astăzi te ascultă la fizică. E pleca el, plecam și eu. Stai mai, dar spune și mie cu înainte să, să citez, da de și eu. Da, a fost frumos. N-am putut să le fac pe amândouă și am uh, rămas pe călărie. Pentru că era tata, acolo, ambianța am plăcea. Se făcuse deja secția sau exista la, da, la hipodrom? Păi la hipodrom am fost întotdeauna, chiar dacă s-a schimbat numele. Așa acum. Prima dată a fost ce, asta, cu clubul sportiv Oreșenesc Craiova. Era președintele clubului, domnul Dobrițoiu. Da. Tânăr, tânăr de tot, tânăr. Ce? Așa. am fost, dânsă, parcă și pe la basket, la ce a fost el? La volei, la volei au luat da. titlul cu fetele când era da. echipa aia mare. Da. Și după oarecare timp s a înființat cluburile CSM-ului în la Craiova, la Iași, la Sibiu, la Lugul, la așa, și la Craiova, atunci ne-a luat pe noi, pe secția de călărie, noi o duceam bine la Rovine. Cu domnul Chetarul Dumnezeu să-l odihnească, o duceam bine. Nu prea luam bani la timp, dar îi l-ai precis. Ei la sindicații mai întâi adunau bani și pe... Dar de data îi dădea și dădea și premii, dădea de la, la confesii, materiale de pantaloni, chestia asta. Cum, era era, cum era, era, timpul. era, era foarte frumos. Și am trecut la CSM, el a fost prim, a fost și alt președinte, dar cel mai de asta a fost domnul Ștefănescu, el a fost. Bine, a apărut prin 73-74 Clubul Sportiv Municipal. Dar asta deja din 62 73, era sportiv. Eram în 72 și a, prim, a primul președinte a fost unul. Nu mai știu cum. A fost și domnul președinte acolo. Uh. A fost profesor de sport pe urmă pe la CFR, nu mai știu cum se cheamă, băia băiat bun, cu... prea comitent. La din 62, deja de la 12 ani, sportiv de performanță, deja la competiții? Da, în 62 am intrat în concurs, dar alții intră la 9 ani, la de, de, de parcurs. La, la toate sporturile, se începe foarte devreme. de performanță, de, perform, de, 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 de demonstrații am fost la 9 ani. Dar erau niște căluți buni. Ce? Asta ce? La dresaj? La ce era Nu, la obstacole. obstacole. Făceam și dresaj. Făceam, eram obligat să facem dresaj și ne intra la concursul complet. Un cel, cel, mai frumoasă probă, din, așa mi se pare mie, este la proba completă. Acolo faci tot ce poți să faci, cal, cuplu cal și călăreț. Dresaj, tiplu, tros în teren variat, ă, obstacole fixe, sărituri. O să aveți mai în la trimise de cătănirea când vedeți pe păr la Se pregăteau pentru... Cum îl chema pe calul dumneavoastră? Ei, am avut mulți cai. Primul cal cu care am sărit și a fost, a fost o iapă Eva. Eva. De la, 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 la... asta s-a întâmplat la Orșova. Păi mm -hmm. Am venit aici și am încălecat pe o iapă care am încălecat să și sora mea și-a luat un loc doi la un concurs internațional al Lugos, Stafia o chema. Și asta m-a fericit. Făcea demonstrații pe la anumite orășele pe niciunul nostru pentru furaje. De la avea. A, mergeați în, făceam... în comune și... Da, da, să am ajuns și pe la Balș. E la Balș, după o ploaie, nu cum a fost acum, a fugit picioarele. a picioare, pe piciorul meu, mi-a rupt piciorul. Bă, ce acum? Era, a, era, pe eram în clasa pată. Era o, clădire, un fel de hotel, care de câte ori de pe lângă pe lângă podul, așa al nou și al vechi. Acolo era, stătea noi și eu, piciorul rupt în cinci, mă, nu m-am desfăcut, m-am desfăcut la Craiova. Hmm. Și Aia jos, pe mai venea câte unul la noi, că erau băieți buni, cum am spus eu, nu erau răi. Nu era răi, să bucure al tău de lângă tine, ai căzut, pe păi, ai cum, trebuie să unul să intri patru de la echipa noastră într-o probă, unul câștigă, Au, merge cel mai bine dintre ei. Dar să te bucur că l-a căzut și s-a rupt piciorul, nu se poate nu. Și în altă parte sunt mâncători din ăștia. În restul lor. Dar treci peste ele, pe urmă, uit. Când este treaba bine, uh, uh, Asta nu mai spun eu. Dintre altele am avut un cal, dar asta mai târziu, după armată. Un cal care le chema Bal. Și era cam urâțel. <l> Abia și picioarele cu defecte, care aia l -a și scos din activitate, că s-au paradis la picioare. Și el respira și așa, șeful, așa îi nu îi spuneam tată, tăticule, sau îi spuneam șeful. Și îi făcea duș la picioare. Bă, a început să fie tână și ăsta frumos. Da, dacă făcea cu, dacă te elimina, nu mai era frumos. <laughs> a luat locul trei, a zis, a zis bine, frumos. Da. Era erau competiții multe, nu? Foarte mult, iar la Craiova să ținea uh, cel puțin o etapă, o cupă, de cele mai multe finale aici s-au ținut până când au început această să construiască, de campionat, plus un concurs internațional. Știu că eram copil mic și am apucat un campionat balcanic. Păi prima ediție de campionat, campionat balcanic la noi în România, a s-a schimbat. 70, când am plecat eu la 70. Fu frumos de tot. Banchet, duci la Segar și a acolo toți și greci. A trebuit să... Au venit și niște... La demonstrativ au venit și niște... O turcoaică bătrână și cu păștea acolo. am. le baba avea 62 de ani. Nemaică. -a, a trebuit să le facă veceuri separate la fiecare turc. Turcul nu se ce la veceu după altul. Mm -hmm. Da? Le religia lor. I-am făcut în spatele ăla și a venit la Trasnaturi și a pus pe fiecare câte o, o etichetă. ne a rămas cabinele, am făcut cabine de, de arbit din ele. Dar le luat de acolo. Și a fost frumos. La Balcania, a câștigat-o la proba completă, a câștigat-o Vlad Constantin cu Spirit. Crosul s-a pe la. Parilula, de la, de la Poda, unde ați fost dumneavoastră, e un reușit. drumul prin spate. Care duce și e scoate. Spate la, la Parilula, da. Da, la Parilula și trece, se duce la Bucovăț. Eh, pe valea aia s-a ținut crosul. Deci te un, de, nu-ți vine să crezi cum putea ce bărbat Și nu am făcut. La noi, la Craiova, toți, absolut, mai au ce excepții, au făcut proba completă. Nu ești bărbat dacă n-ai făcut proba completă. Așa, păi și fetele, ce aveau? Și fetele au făcut. Mariana Moisei, care este arbitru de... cel mai bun arbitru de la noi, de la călărie. A fost călăreață aici, la noi. Noi a început. S-a dus la facultate la București și s-a mutat acolo. Ea a fost foarte bună. A fost și la Steaua, și la Dinamo. Exista rivalitatea asta și atunci Steaua și Dinamo aveau, pentru că dacă Pe cum să nu? Steaua ei, automat ei, avea ei, că avea cavalerie. Nu, Steaua, Steaua avea cea mai mare echipă. N-am aveam un fiu Sibiu, care este și acum panionul călăriei din țara românească. Sibiu? Sibiu, da. Acolo, vârful călăriei. Și prin tradiție, a rămas acolo, a fost școală de cavalerie, a fost ăștia și... A avut și antenor și sportivi care a fost la școala dar acum e o familie, Bucur Ionel și Bucur Daniel și cu nevasta lui Daniel care E spata pe care eu am antrenat-o la Craiova. Dacă s-au întâlnit și era și frumoasă, a luat Ardelean, de ce a A furat. Da, e da, medic și ea, la medicina, nu așa. Dar nu știu și eu am fetele care le-am toate la medicină. Mai de să vă Ambele -am. sunt la medicină, cele mai și de Și ai altă mai mare care sunt da? să-mi de pe la medicină este. Și ei, când era cum, pe timpul nostru cu cartea, o lăsai mai ușor el, mai cu tare. Nu știu că o lăsai mai ușor el, dar era singura modalitate de da. a te deconecta de, 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 de la învățare, da, da, nu? Da, Și da. Nu aveai internet, am aveai... copiii de la, din Craiovita care veneau la antrenament pe jos. Din, din până la hipodrom. și pe și, și, înapoi. Și când a aflat președintele Dumnezeu să-l odihnească a dat abonament la toți. Și mult timp, m-a spus, m-a întrebat, mă chiar la toți le dăm Păi uite, ăștia ăștia, 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 o să facă călărie, ăștia o să facă Pașcov și Romulus, Paul. Și au făcut călărie, nu s-au încurcat. Și era foarte bine venit. Mai dacă câte o indemnizație de 200 de lei, fă, ai de capul să cer cu sarsana plină acasă, el pupa la sa. A fost frumos. A spus și niște vremuri în care sportul era totuși sprijinit. Nu un destulător, da. dar da, uh, nu chiar de la început, am trecut prin pro grave de toți cu, cu hrana cailor, cu ăsta. că adică aveam acolo, noi aveam o suprafață, uh, e, așa toată chestia e 20 ceva de hectare, dar așa, cu care o semănam și luam furaje de pe el de vreo 12 hectare. Ei, de pe treaba asta, noi luam furaje, mai târziu, nu de prima că nu ne voie să o arăm. Era parcul. Și acum au luat-o înapoi, m-a dat-o parcului, și acolo e... a crescut pomi, au crescut binăre. Păi, ce nenorocire! Dar făceam de acolo furaje pentru 10 luni, 9 luni, 10 luni. Mai cumpăra și noi pentru 3 luni. Dar erau oameni deosebit. Sunt costisitori, câini? Da. Da, costisitori. Păi, dacă încep să i spun, pot covid pot COVID-ul acum la noi, care e puțin mai ieftin ca pe la București. 3 400 de lei Potcovitu. scovitu, 100 de lei cu ele vreo 40 de lei și ta, așa mai departe, iar îți ia 3 400 de lei, -o, fără nicio... Mâna de lucru, ce? Da, no. mâna de lucru, că ălea le cumpărăm, le no, găsesc. No, găsesc. acum. Și avem potcovar bun, chiar buni, toți sunt buni. Și 100 de lei o potcova? Nu, no, nu, no, Potcovare este mai ieftine, dar mâna de lucru a lui este, îl cu 300 de lei, cu 400, 500, depinde cum prin așa. Și, și n-ai nici cum să ajungi, nu sunt... Dar mai sunt potcovari, că au dispărut cizmani, au dispărut cuitorii. Da, au, au, cam dispărut, dar, dar noi chiar sunt. avem și noi angajat un, În un potcovari. Potcovari, Dar trebuie să-l plătești, că noi, din salariul lui muncitor e calificat, nu Adică nu, are salariul cel mai mic, minim pe economie, îngrijitorul. Și avem chiar meseriași. Da, mă, Mai e unul care a fost călăreț, a apucat așa. În vremurile bune, câți cai erau acolo la Hipol? Uh, 22. De da. Și toți erau de concurs? Toți. aveam. unul era de cărută, cu la cărai bălegar. pe Dar fiecare călăreț avea câte cai călărețic buni. Deci cum e regula? Călărețul cu calul lui, da? Nu... E o regulă și asta. Dar un călăreț care se respectă și vorbesc de seniori, are patru cai, chiar și cinci, chiar și șapte. Încălecați de el. El stau o oră înțelegi pe cal. El în fiecare an promovează Mai vinde din ei? Acum vorbesc. Atunci pe timpul ăla nu puteai să vinzi cai. Ce erau ai statului. Dar ca să fie un jocheu din sat, e o limită, maxim cât? E cel mai ideal cum e, 60 de kg sau cam pe unde? La noi nu, la călărie nu, la astea, la curse de galop și proces sunt uh, niște greutăți. Adică au greutate, au, dacă sunt prea ușor, au la atașate niște Greutăți. în care bagă plumb, ca să fie la greutatea care trebuie. Da? La noi nu se pune problemă, la noi să nu sub 75 de kg. Dar e adevărat că dacă un om care e mai mare de 100 de kg... Uh, uh, nu penalizează, nu ce nu, 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 uh, uh, îi face rău calului la coloană? O, îi face cine știe. Calul e foarte puternic. Mare, dacă e călărețul, din bagi. Uh -huh. Pentru că un cal nu se face de greutatea care o duce în spate. Și uh, supreția Tehnica. călărețului care stă pe cal, să nu stă pe gură, să stea pe cal, să gărsească, să așa. dacă tu ai suprețe, poți să fii și greu. Dar da, oricum se mai Să nu? În scări, cumva, nu? Când trebuie, nu stai în continuu în scări. Când sare calul să fii în armonie cu el, aproape că nici nu are greutatea ta. Așa da. da, șaua aia îl protejează, nu cu mult. Și șaua, da, protejează, sigur că da. Dar și fixitate călărețului. Dacă ai o șa bună, bun. Dacă nu e bună, joci pe ea ca din din Îl că e pe spate și nu... Nu, nu. că are telchii, are Amortiză Amortizor, cea... Acea... Uh... să-i zic mai pătură astea, sau astea, ce. Asta, sute de ani de când sunt în pe calul ăsta, am tot făcut și lui facilități cu o zăbăruță bună. Cu... Și... Șaua e numai din piele? A, sunt și din așa, dar nu se buni la de plastic, sunt cinci pe ele. De -așa. Deci și asta, oșeaua, după un anumit timp, să dă după călăreți și după cal. Și să mulează și ea, sau, nu? Să ducă în concursuri mari, de mare valoare el cu șaua lui a veche în cale, ca cu aia să se simte bine călărețul. S-a format și calul și, cal și călărețul. Da, e scumpă oșa? Scump De concurs acum. cum? De unele sunt, de nici nu te gândești, de, 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 de mii de euro. Pe de la film, păi adică cum e mai scump decât calul? Sunt, dar uh, cali, calii noștri sunt ieftini, care avem noi. Dar uh, eu am pregătit cal care a fost vândut 100 și ceva de mii și o apă cu, cu, copos, domnul copos, a luat o iapă pregătită tot de mine, cu călare de al meu. Asta 104, 105 mii. Lei sau de euro? Euro, euro. Laurea, și, și au, au alții, <laughs> au pe la București, până la aștia, cai de un sfert de milion. Da, am citit acum câțiva ani că undeva în Arabia s-a dat un pur sânge arab, nu știu, auriu, vreo 12 milioane de dolari. Măi, sunt niște sume, dar ăștia arabii, calul arab, el îl cumpără acolo de pentru frumusețe. El așa este prezentat. o, o bijuterie. Au o, o... chestie pentru, pentru cai, nenorocire. Și de la noi în România, în țara Mangalia, un uh, cal arab, că l-a cumpărat cineva, și de acolo l-au văzut arabii, că și arabii au ochi, voi care vorbesc, care sunt de cai și asta. Și l-au luat ăia cu un milion și ceva de la hergeria, putea să... Dar nu s-a putut, nu s-a făcut treaba asta. De la... da. Nu știu dacă ați văzut filmul ăla, cred că are mai bine de... Mai. se face o cursă în deșertul arab, Aha. devine americanul cu mustangul da, cu da, mic, da, pitic da, da. și poate Mustangul, tot ce aveau foarte, aia. foarte, La ei s-a făcut o selecție acolo în America. Pentru că Mustangul e cal, nu e sălbatic, e sălbaticit. Dar au scăpat ca aici, pe vastitatea aia acolo și ei se unesc, ca trag unul la altul după zgomot, după miroase, după ăștia. Și fac o împerechere și este și bătaie între ei, între cai chiar. Nu are voie orice cal să fie conducător și așa. Ea să și mai mult din scris, dar să știți că și la noi, în, în lipodrom, acolo, când dădeam drumul la iepere mai mici, cu mai și cu tot, una era șefă, între ele. Ea era arabă. Da? De, de, fapt, jumate sunt arab, jumate de noi avem și noi cai ca noi și românești, nu ei de la Letea sau ăștia să nu? Aia sunt ăia, sunt sălbăticiți de la Letea. Acum au scăpat mulți, că înainte îi prindeau și îi tăiau și făceau conserve de carne din ei. Dar sunt cam mulți. Când în o hotelă de aia de ca e într-un lan de porumb, la revedere, de scumpere. În anul ăla nu, nu, nu e nimic, a? Dar mâncarea cum așa să-l și cum? Au să protejați cumva de lege, de ceva? Da, da, da. Au o chestia chestie, da. au un areal al lor acolo. Da. Nu am văzut, dar știu. Știu despre treaba asta. de la un lipovean care am făcut armata cu el. Era chiar de la mina 23, unde este, de unde este Patahin, Savchenko îl cheamă. Da, știu că, de exemplu, unde? La Mangali era o mare... Și este și acum. Am. Da? Bine și asta povești, chestia aia că a pierdut-o... Nicușor, să zic. Nicușor așa. la apoc, povești. Nu, eu ce am auzit că chiar să vindeau, cum spuneam, spuneați dumneavoastră, să creșteau și vindeau la arab, cai. Păi, pur sânge. E, am, dumne, când era asta în... Pur sângele arab, o, o, o cum spun eu, o denumire neimproprie, pentru că nu are cum să fie în sânge arab, în cadrul ca rasei arabe sunt vreo 12 familii. Fiecare șeic, sau ce exact cum le zicea, își avea ca ei lor. Și noi am avut gazal. din fel nefericire, gazal este din zona Gaza. A fost amăsat la noi. N-a fost talentat la săritură, dar a fost bun, frumos, extraordinar de frumos. Au venit după el, după un timp, că nu mai avea armă sar. Și au venit la noi să-l ia înapoi, dar noi îl dedusem. Și îl data la un băiat care a făcut armata la el și era inginer agonom la filiaș. Și spunea, la, la, la de furaje de la filiaș, nu aveam transport, nu aveam transport cu Și, și bă, băiat, uite, așa, vezi că vin noi să-ți ia calul. Și Ce, ce cer pe -a? Ceri o pereche de, a, de iepe care să meargă la docar și un docar. Docar e un fel de terăsură mai rudimentară, mai, mai, de teren. și așa. Eu dat aia pe aia, la gazarul înapoi. Nu aveau sămunță, nu mai aveau... Terminat linia, să termina da, așa. da. Dar spunea la directorul de acolo că da. ne-a pot dar, o am văzut, dacă nu au văzut, Nu tu, mă. <laughs> Da, dar a da, trăit toate ăștia. Simți, simți, sau când, de când se naște simți un cal că poate să fie de performanță, să fie campion? Nu chiar așa se poate spune, dar poți să-l vezi cât este de percutant. Ăștia doctorii au un sistem pentru când să faci, dacă îl ești acolo la fătare și, și tu poți să faci, îl și, A, adică și îl ciupi. El, dacă... el, este inert, este, este moale. Și dacă e ultima sau adică dacă... Nu dacă <laughs> dai strânge el și să <laughs> mișcă simte ceva, înseamnă că are bun simț. Uh -huh. Dar trebuie să ai grijă cum nu lucrezi calul. Pentru că Uh, mulți cai de mare valoare au fost lucrați de călăreți neștiutori sau noi și n-a ajuns nimic din ei. Dar antrenorul cât, cât, de bine trebuie să știe uh, corpul calului, că am, văzut, am fost toată la podar și la aveați pe la mic, aveați un ponei și a spus care probleme în față, pune mă în continuă că îl, dor picioarele. Da, da. E... Bine, ai și experiența de asta, trebuie a, și studiu. Nu, nu este, este, și studiu. Păi, la noi, la școală de antrenori, făceam uh, anatomia și a calului, și a călărețului. Și toate au că pe acasă câteva cărți, să citească, ce trebuia astea. Ce ziceam de. Cum se lucrează calul? Calul se lucrează de un călăreț bun. Și Dacă nu-i chiar mult să fie ascultător că antrenorul nu lasă. Pe timpuri, când aveai călăreți buni vedea, iese și asta și un cal dădea mai târziu din el. La cel mai bun călăreț de dădeai cel mai bun cal. ce ai un cuplu de câștig. Și asta, într-o carte al lui Nae Mărășescu, am citit, eu nu avea treabă cu atletismul, dar am citit în ea, și că în sport nu și aloc loc sentimentele. Adică avem un băiat bun care muncește cu tare, dar nu merge. Și la ăla nu-i de calul al bun. Ea zice, hai mă să-i dăm peste album, să meargă și el, să facă și el. Nu, vine, că se duce la 50%, reduce șansa de câștig. Pe când la ăla, cel mai bun, păi am avut nici nu se suflau după concurs, după probă. Ieșea afară, e de cu proba e mică, are un minut și un pic. Dar concentrația și asta, ăsta, săritura calului când sare, când bate și sare până în partea la altă, e anaerob, nu respiră. E și călăriță tot cam așa face, nu sare pe... Dar uite că ăla a murit să de el. Și... Dar da, există am... cazuri când calul refuză jocheul, călărețul? Au existat? Nu, așa. Dar sunt cazuri în care jocheul, călărețul cam bate. A, cu cravașa. Și pe mă vede, nu stă la încăleca, dar pe nu stă la încălec, că îl păcălește călărețul. Dar bun. nu se mai răzbună și câte un cal pe... N-a existat și cazuri. Da, nu. Sigur că te duci la el, te așteaptă cu drag. Te cauze la buzunare, dai, dai, nu știu ce. dar... Așa îl înveți de mic, nu? De când e în primire, de când îl cumperi. Acum e altfel. De la ce vârstă poți să intre un cal? Vârsta lui la antrenament și la curs? Nu era prevăzută. Aici era prevăzută, noi la patru ani iei în lucru. La noi e mult. Deci până la 4 ani crește sau? Da, mai până, până se bă, maturizează. Până la șase ani se maturizează. Da, mai da? Nu, așa, Dar ă, există concursuri. E un concurs în Belgia. N-am fost acolo. Ă, care ca intră și intră la concurs ca să câștige la trei ani. Deci îl încalci pe la vreo doi ani jumate ca să lucrezi cu el, că nu îl iei de la trei ani îl bagi în concurs. Dar înseamnă că trebuie să ai grijă de el. Ei, acolo nu mai merge de pui în greu. Trebuie să cal... pui un copil, un ceva, da? Iar la galop, cursul de galop, tipul ăla care făcut, acolo primul, prima cursă pe care face calul, o face la un an jumătate. Da seama, e știu cum să-l forțeze, dar la știu, okay, ați văzut ce, ce micu sunt. Da. Păi am mai văzut ce filmul, dar dacă îl forțezi prea rău, poate să aibă accident și termin pentru... Toată nu mai Toată să viața, fi... sigur că da. În... Care e viața, vârsta media unui cal? eu personal am avut cal de 17 ani, care l-am băgat în concurs la mijlocie. Mijlocia este o probă de un metru 30. Dar l-am luat târziu. Noi am avut în conducerea calului din țara România, Sunt un domn, doctor Apagideanu, a făcut frontul și după front a făcut facultatea Apagideanu și a încercat să amelioreze rasa cailor din România. Vorbesc de cai de sport. Și de-aia de. -aia de rațiune s ocupa Și ne avem posibilitatea, mai având hipodrom de curse în țară, unde să pui cu sângele sau tineretul să alerge și să lipi pe el, a câștigat cinci curse, pe el nu le că e frumos. Și ăsta ducea ca în Polonia. Dădea la ăia, mai și plăteau și în la curse. Ei, era un cai care am avut și eu, care pe la patru ani jumate de trimitea înapoi. Era clar că el era nu era prea bun. E și pe Bizanță asta care a, fost un cal care a fost al sufletului meu, l-a adus de acolo la șapte ani l-a ținut a șapte ani de zile și a dat mamă de fugă și goană, care, că asta polonezii sunt mari cunoscători la cai, realizatori, au fost la un moment dat cei mai mari exportatori de cai de sport din Europa. Mm. Cerghelii mari, ei au fost, la un moment dat, au fost un regat destul de mare și aveau o armată, aveau o cavalerie da. uriașă. și au. țara e mare. Da. Și zonele... Ai o hergerie cu sute de cai. Asta e greu, domnule, gândiți vă 5 kg, dacă fân îi dai și tu ai 700 de cai, de dai ai dat. Dar cu mașina. 3 <laughs> tone jumate pe zi, nu? Pe zi. Mai fân. Fân, nu mai nu vorbim și greu, înțelege. Dacă, de... -a. dacă mai mult și cu 365, deci trebuie mii de tone fluierând. A, sigur că da. Bine, mai trebuie și altceva, nu? Da, o văd și... Face, cum se zice, cu roaie, cum se dă pe roaie la roaie, trebuie să, nu, amestec. Să fie o țară diversificată furajarea calului. Mie îmi plăcea că mai mergeam pe la hipodrom, că să ai la tine, să ai un morcă, să ai un măr, Da, da, da. Dar A, să place toți. Da? Da. cu prasa la tine, trebuie să ai o o roabă că să dai la toți, Da. toți mici, oh, oh, știu că ia câte ceva. Uh, la Craiova a fost și curs, a fost și da. de trap, când s-a făcut hipodromul, da. de 2 fost... km? Și-am vor... Azi... auzit așa niște istorie. A fost și, în, și în, pe Facebook, a apărut acum din 1960. Deci, un concurs cu cai, dar erau cai de, de hergerie și mai mulți și 1600 de metri are pista noastră. Era de iarbă și a fost dintotdeauna de iarbă. Dar încet, încet a dispărut cursele. Iar la, 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 la un hipodrom, da, de trapă, să spun unde este mai, mai puțin, ai uh, 7, 8, 10 curse într-o zi. Ca să fie spectacol. Pe anumite categorii sau cum sunt? Categorie de vârstă sau de greutate de ale cailor? Nu, de greutate nu, pe alața. De vârsta de... jocheilor sau cum? Nu, de vârsta cailor. A cailor. Și vă spun și cu la cu Derby, mai... Și... Iar în fiecare cursă trebuie să ai minim 8-9 călăreți. Minim! Asta și cu 12 cu 22. Ai mai, mai ca de 1, nu? Mai ca de 1, nu, dar vreau să spun. Ați dai seama că trebuie să ai ca să-i bagi în probă la 12 de astea, la 12 curse, la astea, trebuie să ai cai, mult aceia La noi a alergat doi cai și gata. Da, România a avut așa o istorie ca lumea în da, da da. Da? da, da, a? a fost tata lui Cristian Țopescu, a fost implicat în asta? Da, tata lui Cristian Țopescu a fost la obstacole. Da, v am întâlnit cu Cristian Când e premia, când e copil și e premiat la cine, nu? Nu, la copilul sunt eu. A, da? El este ofițer și îl premiază domnul uh, Peter Gigea la un concurs la Craiova. Cristian, Cristian, Cristian sau tatăl lui Cristian? Cristian, Cristian Nu da, să ajungem la poze, vorbim pe ele, da? da? A încălecat, -a încălecat. Păi când a fost, uh, de s-a lansat cartea lui Oțet, a venit și el. Și m a dus la prezident. E, nu mă cunoaște, mă să... mă puțin te cunosc. Sunt ceva. Podarul. A, e băiatul meu, da, 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 Sora mea a murit să se A întrebat de sora mea și zice, este cu tica acum. Da, ce să faci. Și foarte, foarte, și da, oameni educați. La tasul era mai... Ce el cu gajicul? Mai cazon, nu? E, cazon, Dacă îmi venea la Craiova, stăteam cu tata în cameră, la mine acasă. Noi ne culcam toți cu mama. Bună și cu stăteam am în, ampat în, cu mama în pat acolo, toată lumea, ei stăteau dincolo, ce vorbind ei, că vorbeau. Toată noapte tac, atac, atac, atac A fost pe front, a fost în paralel, n-a fost în aceeași unitate cu tata. La ce a fost colonel, a fost ofițer? Da, da. A ieșit, se pare că a ieșit general la pensie. Felix Opesu. Era puțin și din germani și asta s-a știut. I-a făcut-o un pic de greutăți. Eu greu să avut chiar și fata, nu? Și fata lui Cristian Sopescu. Cristina, că a avut și ea a avut să plece din țară. Deci ei au fost cu călăria pe acolo și... O frumusețe fata. Eu am vorbit, ne-am cunoscut, dar așa. Când a venit el la un concurs la București, am vorbit și eu cu el. V-ați învățit în lumea asta sportivă? zis că ați fost coleg cu Titi Teașcă, da? Nu eu, tata. Și dumneavoastră, după aceea, ați devenit... Rudă cu Oțet. Da. Constantin Oțet, antrenorul care a făcut cea mai mare performanță a echipei de fotbal în Universitatea Creav. Un alt bun om, un alt om. Da, bun. Boier așa de clasă. Eu ziceam ha? că eu trebuia să mor, nu el. Că el îmi ajuta familia mea. El a fost moșul fete și nașul meu. Și cu sora mea a fost nașul noștri. Și... Da, dar aveți pe Cătălina, acum e ca și... A, Cătălina e bătrână. Păi da, dar nu, că a fost și la călărie, au căzut, a căzut. Și ăsta era... Și el a ferit puțin pe fiul sub și la păcă la adresaj. Că zice că n-am... Când vedea că sare, că duce la săritura, mai și căzut. Că era frică. Să faci, faci, Ei era frică, nu? Da, da, ca mamă. El lui, ei. Era... Să trăit tata. Da, duc la un concurs, la Sibiu. Acolo e frumos, un oraș care mi-a plăcut și cred că până o să mă în și Am dat o și pe nevastă, mă. Am căsătorit de timpuriu. Adică de curând. Și eu intram la proba completă. Nu te bagă. Păi zice, am șanse, că lumea merge bine, cu care lumea cu tare. Unde, să stau cu nevasta pe aceea, să chire pe aceea. Nu chire, mă, ai învățat cu <laughs> greutății. Și n-am intrat în concurs, nu m-am băgat. Dar a fost și să mea pe cross, pe acolo, să vadă cum e cum și ce Și cade unul de la noi, nu cade, face o săritură de departe și aterizarea, aterizarea o face într-un ochi, într-un obstacol. Și rămâne acolo bugată, a trebuit să tragă să trage de picioare lui, să, să descurcăm din obstacol. Zice, mama zice, când am văzut, am mai căzut și alții. Da, nu, asta îți dă, îți dă o superioritate în comportamentul tău cu nostru complet, crosul, sărituri în apă, râpe, în ăștia, te duci acolo să... Te... Bă, și dacă ai terminat crosul ăla, ești bucuros. Dar mai să și câștigi și mai bucuros. Aia o satisfacție, o Dar Da, acolo trebuie să fie acea echipă, călăreț cal, nu? Da, da. bine, nu se mai pune problema dacă nu ești unit cu el. Dar chiar că înainte erau foarte, mai țineți că pe timpul tot acum mai avem primul că aveți de că duminica o rubrică de sport și erau foarte multe uh, da, imagini și de, de la cu, concursuri. Concursuri de călărie. Da, și da. acum de curând. Acum merg pe Ciubuc, nu, nu mai, nu se mai filmează să mai dea ăla, ăla. Aidea. Deci sunt ciubucari și așa de filmează. <laughs> nu mai pe bani. Mai dă, mai, da, mai dau ei. Adică, um, sunt el se care și filmează și fotografiază la concurs, se duce și îi spui numărul calului, cât a fost intar și îți dă toată chestia acolo. O să o pui. Acolo vezi. Păcat. Dar. Asta este. Uh, unde e acum călăria din România? E bine. E bine? E bine. Mai mult datorită privatului, nu? Mediul păi Mediului cum. privat. Mai cum? Mai e și la stat, dar. Sincer, pe mine m-a gândit cât de bine sunt îngrijit și ce bine arată manejul ăsta de la, de la podari. Da, este, dar e departe de Cât e de departe de dacă ai fi în București, să te duci pe la Popești de Orden, să stai A, pe la, Așa nu se pune problema la București că faci o oră până la servici. Așa se face. Dar e baza foarte bine făcută și îngrijită. Mi-a plăcut să îngrijit. Da da, da, da. E și poneii pentru copii. Sunt. Și sâmbătă și duminica nu avem loc de ei. Și am fetele care la București vin și în cale, că vineri, sâmbătă, duminică și câteodată și lunea. La lunea. Ah, nu e nimeni. Respiră și ele. Au. Nu e nimeni, da. Dar eu când am fost una din ele supărată și tată o și plâns. Se consumă. Și care a plâns? Mai, mai să mai slăbuță parc. Păi n-a căzut, Nu, n-a căzut, dar a, căzut. Nu, -a, căzut, dar a șelta tot de ceva, nu știu, că era obosită, că... E, da, <laughs> că trebuie să recuperează și ea, că la București, când vine aici, chiar nu mai... Vine și ne cine tasul pe acolo, acum de curând. Și ea se duce la examen, să mărească media. Păi, domnul, ce nu s-a stat asta? Cât o fi luat? Ce notă o fi luat de trecere? E, mie cinci, îmi trebuie. dar ea se duce să nu-și pierde bursa. Da, să camie cu parale, nu grozav, știi, dar are ceva așa. Dar e fantastic faptul că fac acest efort, că e un efort până la urmă, că ar putea să stea bine liniștite în cămin sau în gaz de unde stau, să nu mai vină la caiu. Să până la 4 dimineața. da. Da, mie e bine, sportul de o preocupare de, a, de în altă parte. Că așa e și toate celelalte sporturi. Și ce am văzut că e un jate așa, că el ele după ce își fac antrenamentul, spală calul, calul stă în da. Sunt da. așa un... un sudată. Așa, 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 și sudează prietenia între cal și călăreț. Ea a avut alcal cal înainte. O iapă. Era cam zurbagie, nu pe tăia. Nu asculta? Așa. Nu, nu, o asculta. Da. Făcea prostii. Când s-a întâmplat o nenorocire, nenorocire, nu s-a întâmplat nenorocire, nu are nimic. A luat de loc în gură, la care e, de nervoasă ce era, și a căzut, s-a dat peste cap. Și ea, fata, era sub iapă. Și se dă la peste cap, se ridică calul în fund, tot cu capa aia și mai cazată pe ea, în fața mea. Oh, și eu nu prea mai pot să fug, să mă duc acolo. în mă și împingeam calul, îl deam încolo. Da, nu s-a întâmplat nimic. Da. Și atunci a zis că că tău, hai cătălinul, lasă, lasă să nu ia nimeni de la noi, să o vândă unde o vrea să o vândă. era unul de la, la... Severin, no, no. la unul la Udio până, a făcut și el acolo. La... Adică, teoretic, acum avem cam în toate județele, există? Sunt mai multe județe, mai mult în, la un loc, nu numai în fiecare județ. nu da? Sunt... Mai era undeva la noi, parcă s-a mai făcut undeva către piele sau unde? Parcă s-a mai făcut o chestie de asta. păi asta era și asta a fost bună, domnul Minulescu. Acolo am fost și eu 10 ani. Și nu mai stea după masa. Am pe păi eu le-am făcut acolo treaba calul care a făcut probă de 1,30m eu cu călărețul meu, cu dacă l-am rezolvat. care e cea mai mare înălțime de sărit la un cal? Ăăă, ziceau ăștia, pe timpul războiului, a zis, am sărit 1, 2, Nu, nu, la concursuri, nu. La concursuri, 1,60m. Aici e mai mare. Și, și e și dublă, parcă sunt și triple, este, nu? Aia că mai pune 1,60m și largă, se să fii căprioară. Și calul e greu totuși, cât are? 4-500? Au, 500, că ai mare, 500, peste 500. Dar calul, cum am spus, dacă e calul binevoitor, și ascultător și se duce, în -o sară și călărețul este brici pe el, că calul ăsta a fost Bucu Ionel de la uh, Sibiu, care, toate că e vârstă, acum are, dacă nu avea de 60 așa ani, și ca intră în concurs. A avut și el și căzături, fiul merge extraordinar. S-a mai însură și cu fata aia de la mine, călăreață, acea echipă, zice de zic când faceți toți trei o echipă, avem timp. Avem timp, Ave timp. <laughs> uh, Când a fost cel mai pe val hipismul românesc? Pentru că erau acele spectacole, sunt pozele și o să și vedem, când era da. hipodromul plin, era plin de spectatori. Era altceva. Și lumea acum e pretențioasă, Trebuie de să Ce, fac. că în anii 70 era fotbalul care... Ba, era fotbal, dar întotdeauna la Craiova cine nu era fotbal, nu era sport. putea să fie o acolo, 1000 fie de ori. Era al meu, dar au fost la călărie înainte de a veni la Craiova. Asta din 62 deja era sportiv de performanță da. și văd că de la 27 de ani, din 77, ați început să și antrenați. De când eram dinainte de armată, toți ăștia mari, seniorii, se ocupau de, de copii. Toți la coardă, la ăștia îi puneai așa, puneai calul să sară cu calul tău, cu așa, a făcut și eu la rândul meu. adică cum ați învățat, ați făcut și noastră. Ca la... Cai mei, toți cai mei am dat la copii, la juniori. Toți, toți absolut. Am dat și au intrat și noțurile în în naționale. Așa. A fost un cal care să a supărat să dumneavoastră că L-a simțit așa? M-a supărat L am făcut oarecare vârstă. Că am luat tata De dealul ăla, de ăla. Am simțit treaba. Dar zis, peste nu, nu lasă -mi și mie, mai merg și eu, mai, mai merg cât un concurs, mai au și eu cu -o. Care era acum? De, în... de Bizanță. Bizanță. Da. Și da, să văd că te, nu te mai ai mai călărești că de perspectivă. Nu mai ești călărești de perspectivă. Tate, văd că pe 40 ceva de ani. Nu mai, da. Îți părea rău, dar nu mi-a părut rău. Și pe Bizan l-am dat. L-am dat la 1, 2, 3, 4. La 4 sportivi am călecat pe calul ăla. 4 sportivi și au mers bine. Dar pe dumneavoastră vă, cred, vă recunoștea cumva de stăpân sau cum de... Da, e puțin spusă, e mult prea mult spus, pentru că nu e animal atât de... În fine, e bun, dar nu e cum este câinele să te recunoască, să te nu. Da. nu. sunt ei inteligent, Mie mi se pare că sunt foarte inteligenți ca ei. Nu sunt inteligenți, nici cu inteligența asta. Eu spun cum Am avut un cal, ce dar îl făceam proba completă cu el. Și să stăcă în să se oprească. Mi-a dat o mamă de bătaie creștinească, dau și -a jos tot flug, tot de și dau drumul hipodrom. s o și și început să pască, îi la cezare, mă, cezare, mă, hai vină, hai, hai vină, mă, a venit să plângă, la mine după ce l-am a avut probleme cu spatele, s-a terminat mai devreme, Cezar. Competiții majore aici? Că am văzut înainte cu domnul Petre Gigea ce era primar, premia, ce făcea? Prim vicepreședinte, da, prim... Nu era consiliul local sau așa, ce așa, era atunci. Era mulți, erau și domnul și domnul Ioan cetățean. Tot mare... Cum... A prin secretarul județului. A, fost și ăla și -a, Norocul vieții a fost ei. A făcut armata la tata. A, și a i-a apropiat de cai de... Și a făcut dacă la cavă la grădinicerii, că trei ani de zile armată, trei ani de zile în să la cu copil. Vine de 18 ani, pleacă de la 21. Și. Vine copil a. și pleacă bărbat. Venea. Da. E, la un moment ce își face curaj să duce la ei. Nu știau, știau de călărie, dar nu știau. Dacă l-a zis. A, tu ași capitan, tu aș capitan. Să-ți S-a jos, jos, ce a venit și anul ăsta cetățeanul era mai, mai sportiv, el făcuse și box cetățeanul, era din breast. va Vă ajutau cu ce, cu hrana, cu, cu, hrană, cu materiale? Cu intervenții, cu cu pile, cu ăla să le repară grajdul, domnul Bică, domnul ăia, asta făcea și uh, primul secretar, Ioan Traian Ștefănescu, ne-a ajutat enorm, enorm, nu vă spun oricine. A venit un 2 ianuarie, m-am dus la graj să dau uh, grăuntă la cai. Și a venit și ne-a Sandu Georgescu, un îngrijitor bătrân, care era pensionat, dar îi dea ăștia 1000 de lei și mai venea și el pe acolo. Era de cai, oameni de cai. Și ieșim noi, mai stăteam și noi de vorbă, nu era zăpadă, nu era nimic. Și venea o mașină albastră. Și am mă, când a venit apărat, au Da? o ne-a Ce să ne facă? Ăștia de la parc ne luase o bucată. nu ne-a luat cu, Era un inginer. Adică Și i-a dat bucătica aia de pământ, un hectar, să-și pună și el porumb acolo pentru animalele lor de acolo. Deci să nu-i dai că era de afund din parc cât da. vroiam. Și ăsta a în față, ce cu porumbul ăla care era porumbul, porumbul să picioare, dar n-avea niciun știulete. Pe acolo trecea oia de la electroputere, de la ce m-am adăugat, mai 7 noiembrie, pe la ăștia. și când trecea pe acolo un plăcea să S-ar un porumb de fier sau poate de pentru ei. Nu s-ar cu nimic. Și îi spune, dar voi aveți ca aici, da. Frumos, bărbat, bine. Și îi spun eu ce și cum? Și avem și copii, avem și copii. Ce mă, eu am pe fratele meu care tot doctor, dar din Sibiu. Și ce eu sunt sibian. Păi și pe Vasile Aron nu este... Da, pe Vasile Aron e bada hipică. Iar fratele meu a încălecat. E, și vine ăla cu nepoții pe acolo, pune încălare și începe să... să, să i ceară capitanul. Să te la un concurs la Piața Neamță. Greu, la Piața Neamță, cu vagoane nebunești, sau ca e. Înainte cu vagonele să da, nu? Cinzile, Așa vă la concurs. Cinzile, ce? Zile, voleu. Oh, și zice, ce? visă mama. tata era... puțin. și zice, ce să-i spun mă să ne dea Păi să ne dea și nouă o mașină, să ne și noi la piața la concurs. Dar nu a spus să le dea o mașină. Să ne faciliteze că o mașină de, de, la la de animale, educa, ne ducă, ne aducă. Și asta spune. Păi asta era luni dimineața erau ăia cu acte la, la CSM să facă transferul mașinii de la Itia la noi. Asta să vă permanent o mașină. Depinde, de cu de, de prin ministere, de de, de Ce vorbești? Păi erau ăștia ai mici, Cătălina, a copil. Când am venit, când a venit mașina, dormeau pe sub ea, dar a trebuit amenajată, că nu era... Că am, am, am avut oameni ca lumea și le au făcut o croteală. Dar am dus acolo, ne-a băgat ca să facă să poate să stea ca aici. Cu cauciuc pe jos, de la buză, de la stadion, că a pus pe cauciucul pe acolo, a băgat pe acolo. A făcut și nevoie, da. Nu erau condițiile ca acum pentru participare la competiții. acum am văzut că fiecare cal are boxa lui. Păi lui, care dacă are unul un cal de 100 de mii, nu se-l bagă la stănoagă. Și dacă nu-l anunți, vine la concurs. Aici și pleacă. Ce e stănoagă? Lemnul ăla de stătrii. Ah, să stai în da. A, da? Și vine și ce? păi, dar n-ai box, n-ai am plecat și îi plătești transport, tot, tot daunele. Și așa că de să-ți vezi mai. mai. Vor să organizeze și noi nu știu un concurs aici. Să dea Dumnezeu să organizeze, dar trebuie. Să e te scump ziua de azi, nu? Da. Este. De fapt, cam tot timpul. Hai să zic, când era armata, că poate mai da. era un debușeu. Era obligat să aibă cavalerie. Acum da, nu da, cred că da, au numai din orașele ăștia mari, Macraia va rămas fără poliție călare. Da? Deci toți, pe la Iași, pe la Sibiu, pe peste tot sunt poliția Era frumos când erau meciurile în cupele europene, și că îi... de la te întreabă la organizatorul ăla când vine și ai poliție călare la ăștia, da, te întreabă. Dar atunci aveam, când aveam meciurile aveam, mari, da. erau în jurul la da, porți, da, erau da. tot timpul ca să asigure da, cât da. de cât de fluirea. Și... dacă să, să spun ceva mai interesant. În fine, mi-a aduce la mine. Că, că, nu mai avem, suntem singurul oraș care nu mai avem. Da, nu, da. Când s-a făcut Revoluția și s-au scumpit cai în Herielia. Noi l am la, la 45.000 de mii și, și prin transfer câteodată nu dădea nimic, da? Și acum era 90 de mii. S-a dublat prețul caiului. Atunci, la imediat după Revoluție. a terminat cu călăria. Deci un cal că tot da ce nou. Ce vorbești de norocire? Vede că eu am avut un prieten, și l-am și acum, ia Rosu, care era directorul de la, la Izvin, și pe lângă lor de rasă de muncă, aveau și cai de rasă de sport. Bun. El era meseriaș. Și e și acum în călăria. Și zice, -am patru cai. Ia și tu unul, unul, nu, no? no, nu pot să iau tot patru. să de 90 de mii de mie, 1400 salarii, vai de mamă, de să facem, mult dacă tu vrei, îi împrumutăm și noi, și acolo, și acolo, și nu. Păi, nu să am gândit. Dar dacă își rupe piciorul ce fac mâncați așa. Dar nu avea o asigurare, nu era nimic. No? Nu e vorba de asigurare. Dacă îți rupe piciorul, l-ai Am renunțat la Ca să văd că iau o amploare călăria, cu, zic, cu baze sportive. Hai de că, mă, dacă vă uiți la E, și la Corbeanca este încă, la Berceni, sunt două baze sportive, la Regatul Cailor și la Echiparc, la Nagov, este o fată acolo foarte tărăsă. Neam ți făcut baza asta cu toate cu toate, și de și asta, sângele ei. Și prima, prima bază sportivă modernă, la Egvestia, e la Tâncăvești, tot în asta. Aia e chiar de firma care face baze sportive. Se numește Egvestia. Cu grajuri, cu zeam, pachetate, puse frumos unul în alt, un graj, graj cu udare, cu tot. Excepțional, excepțional. Când am văzut eu ăștia, bă, unul, Oste Andrei, trei și mult mai, mult mai mare ca mine. Și ce bă, pe mine m-a luat patronul ăsta. Ne-a dus în Germania să luăm doi cai. Păi eu când am văzut, am rămas cu gura pe suși. El fusta în Germania, a fost la n-am fost la a, ăștia care, dar n-a mai fost pe urmă. Iar ăștia pe lângă noi, toți cam ca noi erau și bulgari, cu că bulgarii, adică, bulgarii s-au dracul la cai, tai. -a. a noi am avut stagnări din cauza oamenilor care ne puneau pierde nu avea niciun interes să ne pune piedică. Am tot așa, să arată el. A fost unul pe timpul lui Ceaușescu, șef pe la sindicat, o fi murit. Dar nu a murit, dar <sus> -a tot. Dar cu trotea. Și era ne-a gardul de beton din jurul hipodromului, la gardul din jurul hipodromului, cu miră intrau și tribune și toate astea. L-a luat și l-a dus la strand din lungă. E, și când l-au desfăcut, ăsta era uh, gard făcut pe la 1904, așa, l inaugurat. Parc atunci Parcul atunci când s-a inaugurat. Parcul s-a da. inaugurat și ăsta și, și ipodrum. Și a pus acolo ciment de la Andi, de la Daje, nu se desfăcea. Trăgeau ăștia cu rângă, dădea cu ce și am recuperat din 50%. Eu mă credeam că noi cu căruța rămășițele care le lăsaseră ei pe acolo la care am pus grămadă. Bine, aveți văzut un băiat de cer, la lasă, Așa e, că le pun în curte. Mm. La um, avea garaj de mașini ce de-acolo Așa cu dar alții au fost ce directorul de la Giubega, domnul Mitroi, Dumnezeu să-l odinească și pe la. Ne dădea când lua din câmp, îl băga prin magazie. Direct din câmp vă dădea fără, nu? din câmp. Până a dat-o văd, dar am rupt magazinele. Au prenit magazinele, erau atât de pline. Cum să-i spui omul la nu mai trimite? Nu mai trimite. Îi spune tata, domnul inginer, domnul director, am umplut toate hambarele. Mai trimite și la țară, la socrii lui zic, mă facă de aia în pușcărie pe aceea. Și mai era, noi ne-am numit cândva, să Semtest, Craiova. A, erați în legătură cu semtestul de la Malumare? Da, mai Malumare, dar ea a fost semtestul testul lângă noi, pe unde venim pe acolo cu mașina, uh -huh. în dreapta erau grajuri, aici, erau grajurile, sala de recoltare și așa. Și ca la fetele, era director la semn Și mai era un domn acolo, Neață, care prin el a cunoscut directorul. Și. Am luat campionatul cu alții. Îmi te scraiva. Păi am l-au pus în, cum se spune, la... Panoplian, dar de o onoare. Și spus că au... Okay. Campion național. Și ne la fân undeva de pe la Calopăr, aveau ei o inar de fân. Ne duceam și încărcam toată ziua la ei, la el lui care venea aici, și la sfârșit ne dădea o... o, o două ore mori, două ore mori, mm. no, le ziceam acasă la noi la hipodrom. Așa, în trei, patru zile am făcut Bun, și ne-am mai dus peste, peste. Dar îi spuneam nu, să o aranjăm cu cineva să ne vină să ne ia cu mașina. Că dacă nu trebuia să lași loc, de să stai în remorcă și, și pe acolo de puneai fân pentru o lună. Așa făceam. Bun. Am făcut ce a fost. Au găsit oameni buni. era unul. Doamne, cum la a la. Director la Banul Mărăcine. Dacă da. era stațiune aici, aveau de toate. Da, da, aveau. Acum fuc... e cartier de casă. Da, da, sigur tot mai ar mai fi ceva acolo. Vie în spate de tot, cred că au, că am văzut că au ieșit pe piață cu un vin, nu știu dacă m-au fân și toate cele. Aveau vaci, aveau de toate acolo. A fost odată, că și la țară erau vaci, acum nu mai vezi pe la țară nicăieri. Toată lumea avea o vacă în sat. Am mărât. Da? Acum, acum nu are mai are nimeni. Acum s-a pus asfalt și să nu strice bale ca asfaltul. Da. Nu? Uh, care a fost cel mai important uh, concurs organizat la Creava pe Hipodrom? Balcaniada. Balcaniada. Câte ediții? O săptămână. Nu, nu, câte ediții au fost? Că de mai nu, multe una, ori Una? una? Ediță, da. Da? Păi și prin 75-76 a fost ceva un concurs put mare. De au venit și din străinătate. Păi dar veneau în fiecare an la noi. Aveam concurs, acolo sunt cat, niște catane din care au tăiat deci și au furat de la... Nu mai spun cine că... pandecă. Aveam șapte catarge. Acolo erau șapte națiuni care erau la Craiova. Veneau la Craiova. Înainte nu erau națiuni de multe, că erau Iugoslavia. Era, era întreagă, da, da, Rusia era una, Rusia dar nu veneau era. rușii. erau greci, ruși, A, greci, greși, ruși, a venit. greci, sârbi. Sârbi, bulgari. Polonezi veneau? Polonezi au venit de venit și mai lor că călăreți la... Doamne, îi chemam. Ovalcic. Probabil a fost campion zi, olimpic la Moscova. A zis că, ăștia că a fost concurența mai mică, că știți că a fost... Zboi, când au venit zi. vestici. Da, da, da probabil a avut 1,60 m. Ori erau 5, ori erau 2. Tot atât era. Deci campionatul bolcanic a fost cel mai important. Și da. anual era cel puțin o etapă de campionat da. național sau finala. Și au fost uh, concursul când erau multe națiuni. Deci, eu, așa, șapte națiuni. Nu mai bine. eu știu că era tribuna aia, cum ar veni a doua, da. nu principala, aia de era pe pământ, aia era plină. Plină. Plină de oameni. Aia a făcut-o tot pe timpul lui o... Ioanța Ștefănescu. A fost de, scândura. scândură. Mie, aia... mi mi ochii bările de la obstacol, că erau colorate, da, diferite. Da. au făcut ceva obstacole ăștia de la CSM, ccm Am Făcut-o câteva obstacole. Ar putea, cred că o să mai facă, da. Uh, titluri, campion național juniori ca sportiv, nu? Eu. Asta, da. Da, și mai fost. Și nu. ca senior cu echipa și la obstacole și la probă completă. Nu la proba completă, n-am fost. Am a fost campion la proba completă, dar nu echipe. A, dumneavoastră individual? Nu, Pașcov și Românus. Băl, uh, de uh, Băldea Cătălin a fost la individual la junior de două ori campion. dublu campion și la tot acolo a fost și uh, eram era un ori... punct important în, pe, în, în țară, Craiova, ca, a patra. ca, și călărie. A patra. Era. A patra putere. Din Sibiu. Din Sibiu. erau mahări. Dar i-am ce mai și pește, nu... Aici a fost cavalerie ca, ca lumea, a fost batalion, ce a fost pe aceea? cum îi ziceau? Când eu a început tatăl dumneavoastră? Nu, 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 nu. Nu mai era? Când am venit eu în creava, armata creava avea echipă, dar echipă mică cu 10, eu am venit Dar Armata nu mai avea, nu aveau... Ar, armata creava a avut o echipă, când, când am fost eu. Dar să desfințase cavaleria și aici, peste tot. Nu știu undeva, Mi se pare că aveau <sus> ăștia. deasupra de, a, de piața Chiriac e o unitate militară pe acolo. Da, 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 da. Acolo ar fi fost cavaleria. A, ah, da, că erau niște, la un moment dat, niște grajuri, ceva pe acolo, dar le-au demolat da, prin 2000. Da. Dacă erau Ia. acolo, stau mult timp. Iar în, în, aici, la de Caracă, l a avut manej. I a băgat tancul în el, nu știu dacă unul a fi căzut. Manej, l-a acoperit, mare, frumos, a beton. N-am mecanizat. Păi da. A, Au fost momente în care putea să dispară da. Chipismul din creva? Da, da, multe momente. Înainte de 90 sau după? Înainte de 90, destul, dar -apăr m-au apărut oamenii și din pământ, Dumnezeu i-a adus și ne-au scăput. Și după Revoluție, pentru că nu... E ca eram cam pe cu vasă, secția de călărie. Venea și spunea, referat pentru fân, pentru că noi n-am mai avut nevoie, n-am mai avut probleme, pentru că erau oameni știutori. Era domnul Ștefănescu, cum a venit domnul Sorin Matei, un iar... vă Ia cu minte? Nu. Fost... Dar numărul cailor a scăzut? Drastic. Da. Și cel mai, care a fost veteranul, cel mai veteran care a fost? Lovrin. Nu. Nu? Lovrin cât a trăit? Păi, dar putem să spunem, nu știu cât nu mai știu, bine, dar a trăit. A avut la vreo 29 de ani, cât de... sau? Mai mult? Mai puțin. Păi la 27 l-am cunoscut eu, era apt. Nu Apt. Era în graj, că îi mai dădeam măr. Nu era în 27 de ani a trăit. Nu știu, la ce, ce, vârstă a murit, dar noi nu la, la, 2, la 2 ani jumate. Și, și cel mai mult cât a trăit? Un cal ropot. Avea 22 de ani și îl un în concurs. La 22 de ani? Da. Și până la cât a trăit? Păi, am ascultat noi viața. Ah, S-a îmbolnăvit da, sau la, ce a avut la, accident? Da, lasă-i la sacrificare. Deci, mă, nu, era pătimit, rând pe el, se ținea să afară și în continuu curgea urină cu sânge pe el. Nu puteai, Mai rău nu pătimei. Așa? Și de la 22, atunci, la momentul ăla, de la 4 cai, mă țin, cât mai aveți? Hai, pe o dată, erau niște cai țiganii intrați în, 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 parc și pe undeva pe acolo erau niște bălegari și a venit un șmecher de și a fotografiat caii de la țiganilor cum mâncau prin gunoi alea, și pune în, și prin ziar și prin nu știu ce date cu tare în, în, în de sud caii de la bricul. El știam, pe la, nu se bagă zără pe la origine, dar am zis că lasă de -a ce e rău să te pui cu ăștia. Cu cine? Cu presa? da. Dar nu v și sprijinit sau nu au fost când... Dar n-ați părea apel la dumneavoastră, nu? Nu știu cum. cine? bă, mai era, mai era un băiat. Nu da, mi cheamă. Nu mai știu cum îi cheamă. Încă am trebuit, activitatea colaborarea cu ei. da, a fost frumos. Ăla albățân, cum dacă nu-mi cheamă, doamne. Vasile Popovici? No, nu, no. Popo rusu, rusu. rusu, Rusu. dar era prieten cu tata. Și... Deci, guvernul, deci, Nu, nu, nu vin. Da, da. De da. Vali no, Nu vreți să ziceți așa? Nu, no, Pribeanu, nu. Și el este ziarist. Da. da. E de mult. A trecut și el prin multe, săracul. Da. Uh. un om rău. <laughs> da, deci antrenor ați început unde? La CSM Craiova, nu? Ca, numai, ca numai. sportiv ați fost la Orășănesc, Progresul, Rovine da, și CSM. Toate din Craiova. Toate la... au schimbat, cred că s-a schimbat cine venea... Da, finanțator, cine, de cine prelua? legi, cum a fost și cu CSM-ul, când s-a invitat -a CSM-ul și pe noi n-a la CSM de la Rovine. Mm -hmm. Rovine Craiova a era o... o un club cu Uh, vin A, natale de la sindicat. sindicat. Ca greu, dar am avut pe Natalia, Florența, toate bunătățile. Parcă, parcă totuși sportul era altfel tratat pe oamenii care făceau sport înainte, care făceau sport de performanță. Da, erau, dar de multe ori era invers, că se uita la ea vine cu sportul și vrea și, vrea și bani. Da, dar e cea mai ieftină reclamă sport. Da. M-a spus dumneavoastră, să să că când au luat titlul național, păi au luat -a peste pe tot. Mare adunare națională a lor, a, semtiștilor. Cine a da. pus acolo domnul Calafeteanu în frunte. Dar a fost bun, oameni buni. Oameni buni. Și după aia, după ce n am mai fost cu semtiști, nu ne-a ajutat. Care sunt probele? Deci ce avem? Avem ce probe avem la călărie? Acum sunt mai multe ca pe timpuri. Da? Înainte, prima probă pe care o faceau un copil și la un cal, era proba semi-ușoară, de un metru și zece. Asta, asta da. -a la sărituri, sau acum stai da, la, da, la, da, da. la la traseu? Nu mai la, obstacole. Obstacol. Dar acum sunt uh, uh, călăreți începători, călăreți debutanți, la 60-70 de centimetri. Nici nu-mi venea să cred. Că... Spuneam, i-a că am trecut tot, că am avut, uh, a lovit Dumnezeu o să de la accident cerebral. A stat puțin deoparte. Ne-a chiar deoparte, că m-am dus la Robănești. Și acum sunt o grămadă de probe micuțe. Înainte mine. nu sunt, nu e rău. Care ține în cor și nu rămâne pe el. Dar dacă tu îi rămâi tot pe 80 de centimetri, n-ai nicio șansă. Nu progresezi. A, a fost acum concurs cu de juniori și i-a dus federația la Linz în Austria, un concurs de copii, un metru 30. M. Păi nu sunt călăreți în țara românească care să facă un metru 30. M. Au făcut copiii, au luat loc întâi pe echipe, loc întâi la individualul copos. Păi, dar are un maneș bun, adică are cai de cai, nu? Are cai, dar nu, nu, se pune problema asta, da, dar ce, ce, cai are? Nu se pune. Tu te duci la concurs, nu te, te vine el peste tine. Duce bascul al bun. Deci, ce avem obstacole? Ce avem? Dresajul? Dresajul, concurs da. complet. Da? Concursul complet e tot traseul ăla, nu? De faci, deși merge și. Nu? Nu, în prima zi e dresaj. Uh -huh. e trei probe. Prima zi e dresaj. A doua zi este cross. Da? Și a treia zi obstacole. Și noi am avut la dresaj. George Păsărin, campion, la da, junior, într-adevăr, dar campion. Ca să fie complet, a ieșit campion și la obstacole, în același an. În același an, el și cu Preda Mircea s-a dus la Balcania de la Atena și a luat un din pe echipe. Campion balcanici. Wow. Ai balcanic. wow. mi doi din la noi, doi copii. Și e competiție în Balcan, că știu că sârbii stau bine cu cai, Și, și Bulgaria. și grecii. Și greci. Greci, grecii, grecii să pregătesc prin Germania, prin... Aia sunt Nu, dar noi avem călăreți foarte buni. Asta e bine, nu? Foarte bine. Și mulți. Vin tinerii către? Pe păi la călărie vreo 30 de ani înseamnă tânără. Da. Trebuie să acumulezi multă, multe cunoștințe despre călărie ca să poți să te duci. Hai. Da, am închis. Am fost și eu. 10 ani am lucrat acolo. Și pe timpul meu veneau miresele. Dar nu mai manejul care era, nu? nu, nu, nu a avut manej, a avut teren. A avut teren? Da, pai da, băieții care au fost acolo și cu dintre ăștia au venit la noi la, 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 CSM, că e la SCM. Că e la CSM au fost. Deci, Iar eu m-am dus acolo primul. Eu am în înapoi și mă, au gândit ei că sunt prea bătăni, trebuie să mă dea afară. Nu prea pot. Nu prea pot. Că meseria nu prea mă de un sofure. i a spus la un barosan care știa că poate să ducă și la alte. Pe toți i-a adunat, și pe Cătălina, i-a adunat pe toți, un multis cu 10 și nu fac cât mine. Eu nu vorbesc prostii. Păi eu am pe timpul lui tata să faci o greșeală, să faci. Păi, de cap. Dar nu eu. Sau el, tata, că era el o toțibir. Cu toți sportivii și toți i-am mulțumit. Le a făcut treaba. Și Mariana mai Mariana mai era cu curățenia. Gata, hai, gata. Era iarnă și este mai fuma. Mai apare, apare. și am maturat și după după noi. O să nu? Și acum ne avem foarte bine. Ce e mai bun de concurs? O iapă sau un cal, un armosar? Nu prea se... Hă? Nu? Nu, nu. Deci, că sunt mai înărăvași dacă... No, păi dar și iapa când e încălduri maldra. <laughs> Atunci are ea putere. Păi nu că nu se mai țină prea mulți armosari în concurs. Acum a să face selecția pentru pedigriu, prin pedigriu, prin ăștia. Nu mai îl ține în concurs, să meargă nu știu câți ani, să vedem ce face. Să... la un an jumate ca Îl face un nuc și e cu mint. Așa, pe lângă probele astea care le avem la deci cursele de, cum e acum, Federația Ecvestră, îi zice? Da. Sunt cele care sunt de circuit. Care erau alea? De deci, sunt cum? ce acolo? Păi, Federația Ecvestră de Călărie are uh, obstacole. Da. Tu să dresaj concurs cu complet. La hipodrom. Dar la ăștia de sunt cursele mari, unde sunt cu... Unde sunt nu sunt cu, avem. Nu sunt, ba, avem, dar sunt separați tot n nimic cu federația. A, nu sunt la federația Egvesă? Nu, nu. Pe cuvânt? Uh -huh. Dar ele erau, și că prin Occident, ele erau alea cu pariuri acolo, să făceau, să scoteau Chiar. bani. Dar cum acum să fac pariuri acolo. Și cum lege la... Cu, ce probleme sunt alea? Stii este deci stă ăla, da. jochii un... Da, și al... Nu, nu, ăla este trap. ăla e trapul? ăla e trap Trapul este cu trăsura, sulcăle, da. sulchi. Cu Așa. Iar galopul este cu... Este și cu obstacole în el, niște obstacole și fără decât plat. Platul ăla, am văzut ăla era în Occident cel puțin da, la da. cel puțin prin perioada interbilic sau prin anii 50. Să veneau la, la Partiubițe, în Cioslovacia. Există o cursă de cai în care a doua, prima săritură, prima săritură, are șapte metri și diferență de nivel de un metru mai păi tare. Și se spune mai taxis. Așa să nu este obstacol. Dar îl pune la început, că mai la sfârșit se desumflă cainul. Așa, așa, jumate ca de acolo. Și că mai erau probleme care Pădure de verdeață imediat în Asta, 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 asta e, este. Asta e cel, mai, cel mai greu, nu? E mai greu. Și ăștia nu se supuneau la cehii cu ziceți, cu, aia, cu protecția animalelor. Protecția animalelor nu dă voie să facă așa ceva. Și nici în Angla, nici ăștia nu se făcea cu Și venea toată. Toată lumea. Din toată lumea. Din toată lumea, să sară marile taxi. Și noi aveam călăreți de la băneasa acolo, era hipodromul de s-a făcut expoziția pe locul ăla. Acolo, gălăreți care au fost la Liverpool și la Pardubițe și la din astea. Spunea povestea ai bățâni că veneau ăștia ai noștri Jockey, cu un sac de bani. A, de la concurs, dacă câștigau Pe acum. tipul regelui. Da, da, da. Avea și regele ca Și până a treia zi ne-a zicea unul, Venea și dă și mine asta, să mă duc să -l duc și eu la conficul, dar păi îi pierdea la barbut. La... Da, da, la... La, la, la jocuri. Da, la... Dar unde era cel mai... Când da. am avut noi chestii de așa, cu trap, galop, unde era? La București la sau Buc la Ploiești? Da, la București. La, la București. București. Dar n-a fost și la Ploiești unul... E și acum. Da? Da. E? Știu că îl dar parcă iar înche activitatea. Nu, nu, îi arată bine, îi arată bine. Și se fac curse de așa, cu da, pariuri? fiecare cu... e asta și au un premiu nu știu care, premiu nu știu care. Au premii, eu știu. Era la o masă, eu am fost foarte bun prieten cu... Și sunt în continuare da. cu domnul Ion Lugea, care avea foarte mult cai de trap. Uh -huh. Și m-a luat acolo ca să facem primierea cum să facem în străinătate. Uh -huh. Aduci calul, trăpașul cu sulca aia, încadrat de doi călăreți. M-a pe mine cu doi călăreți, dar nu da. Acolo nu aveam treabă că până să termina aia, Mă plimbeam printre ea, la o masă, stăteam niște barosani, dar mai golane, așa. Și unul vine și zice, bag și eu neacutare, bag și eu 50 de lei, 500 de lei, că ăsta acolo, că îi făceau un o pariu, pariu, între ei, alea erau babare. Bă, tu bă, gunoi, le vii să-mi bagi mie 500 de lei să-mi murdărești bani, Pleacă de aici. Pleacă. Hai, dacă doare, că nu mai ai și eu bani pleacă de aici. Da, era frumos. Uh, Ei se cunoșteau toți. Avem un set de. Deci, când o să ne ajute. Da, da, ca să vedem. Pentru păi. că au avut niște evenimente aici la hipodrumul din Creva. Nu? Am da. avut spectacol și am avut competiții. Și ar fost, sigur. Era o atracție călărie, noastră. Nu venea lumea noastră, erau oameni buni, oameni ca lumea, care veneau în erau, da. erau mii, mii, de spectatori? Atât câte, nu putem spune, că tribuna, nu cât are, o 500 de spate. Da? Asta, asta, mică de aici, mai puțin. A, asta din dreapta. Da. Ne-a ajutat nepoata dumneavoastră, da? Dacă e alea de la măsă, le repede. Da. <laughs> Nu, că m-a taxat la ele, m-a taxat, dar acum asta poate le copieză și nu are nevoie. Ei, acolo și curăț, le poți scana și le curăța da. ca să aibă calitate, pentru că și eu mi-a trimis mai multe, dar am luat care au avut calitate mai bună, pentru că fiind vechi. Și ăsta din ultimul din stânga sunt eu. Da? Aia domnica, după mine cealaltă e sora mea, Emilia. Aici unde ce concurse? La Craiova. Balcaniada? Nu, nu, nu. Campionat național, nu? Campionat național, dar mult, pentru păi dacă eu aici am vreo 12 ani. Da. Nu, no, văd mai bine. Așa. așa, așa Mihai Jovmir Da. să mai las acolo. Mihai Jovmir este la care se cu mine la spate. A fost inginer agronom și a ajuns pe la Târgu Neamț. Îl Al de lângă... El este... Asta era echipa Creve, nu? Pinanii când? 70? Asta 62 aici. 62? Dacă și ați ieșit prima dată, nu? Da. Bine, am el la Nelu Motoi și la care nu se vede, m-a zi la Aurel. Oh, de ce poză de acum 62 de ani. Da. E 62 când 62. Da. Dă-le după alta. Ah, gata, acum le avem și mai mari. Uite da. aici, aici, de aici acolo, primul este Ștefi Costel, a doua fată este, a doua fată, între capitanul și Ștefi este Mariana Moisei, asta care e mare arbitră acum, capitanul Podaru, Daniela, asta, Emilia Podaru și eu, Ovidiu Podaru. Apoi și asta este tot până în 70. Iar asta este fata mea, Minulescu Andreea, calul a după prin 2019, parcă am văzut. Ești acolo. Da? Așa. 2009. Da, da, 275. Uh, fata asta, în prima probă, a mers de dezorganizat. Nu a mers bine. Eu, eu le-am dat într-o ordine, dar au sărit ele. Nu are nimic, unul, asta da. tot așa. Asta este cam până a fost fotografia cealaltă. Nu e cu când ați că Sopescu? Da, 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 asta trebuie să apară. Da? asta este... Nepoata și străneput. Nepoata și Este nepot de nepoată. <laughs> este nepot. singurul care are de desaj de la noi. El a luat și el în cupa, nu știu care, e locul 3, cupa... Singurul ce este? Singurul? El de desaj. De desaj. Nu Mai a merge frumos. Are un cal mai bun acum. Mai vine? Bine, dar e și el clasa 8 a Înțeles că acum are cu Ce, examenele de limbă, de competențe. Dumnezeu, de... Că am făcut dracu cât a făcut și am terminat liceul, că nu <laughs> mai termina nici. În parte. ziua asta <laughs> nu îl mai făcea, Nu. Da? da, are o postură frumoasă. asta am. este fetele de acolo, da? de la Românești, dar suntem mai și nu pleacă să mâncă. Am, da? A, aici, familia familia cu grănicerii la casa până în 60 este Cea mai veche poză ar fi asta. Sigur, mai poate mai fi vreuna, dar... Au de echipă ca lumea. Ăsta lupan cu Grigore, ăsta cu mustăcioară de aici, a fost la Olimpiada la Roma. La Jocurile Olimpice din 60? da, 60. ăla de lângă el este Ionescu Sorin, un călăreț bun. Nu a fost prea bun el așa, era al naibii rău. Da. Oltean a furisit, a? Asta A primit un cal zodiac, anumit, pe care și l-a lucrat el până când a luat titlul de campion la junior mari. Asta înseamnă da. și a avut baraj în un metru 30. Ăsta sunt eu la Iași. Asta? Da. Cu mihuț. De asta nu-mi vorbi de asta. De mihuț? Nu-mi spus să De Eva, de Stafia, de Val, de, de Bizanț. Nu se de Uite aici. Eu era cel mai bătrân. Ce Cai frumos, dar ce, 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 ce bine arătau cai. Cum? dar Întotdeauna am, am fost renumit în agrija pentru cai. Și a luat locul trei pe echipe. Uitați la este Ovidiu podarul care e bătrân. Ălalt este Ionescu Sorin, mai mare și el era student de aici. era fi domnul care era un copil, o zgăbeardă de călăreți. Pașcovski, domnul da un fă, de mine. Un călăreț de concurs, n-avea trac, n-avea nimic. N -a. Asta este. Un an, de acum sau dinainte? Nu, 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 nu. Asta, e... asta face dresaj. E la facultate la Amsterdam. Da, mai era. până se la filiaj, dacă acum Mai duc la Amsterdam. Și. Și asta când a fost la ultimul concurs, acum la. Acum două săptămâni, nu? Acum, de curând. Na. e mie, Mihaiță, lui Mihaiță Butoi, Patricia și Cătălina. Cătălina. Și loc cum se numește? Grațiela. Grațiela, ia pe. Grațiella. Aici e pe hipodrom, nu? Da, pe hipodrom. Și asta este Mihaiță. Ia pe aia brează și pe aia e... Nu-i cunosc nu văd eu până acolo, nu bat până acolo. Când am la aia, Petru, Ana, care e cu mine în partea de altă Asta este Mariana, Moisei, în dreapta, este în dreapta ei este Mihăiță, și în stânga Patricia, mai al de acolo toți. Uite că suntem ori de toți aici. Da? Și doamna Mariana. Asta e fotografie la Ecvestia. Uite, și asta, asta e, asta, e la Brașov, la... Uite, are să vedeți, spate ce grajduri au de acolo. Asta este la Brașov, de fapt la Prejmer. Acolo chiar e, e o bază, nu? Da, Asta e Pitru, asta este Manuela. Asta e de acum, da, e, da. ia pe care s-a antrenat acum, nu? Da, da. E frumoasă. Asta este Ovidiu, printre ultimile dați. În a concurat, no, nu? Nu, nu, era un carremont, sână. Da. Uh, și asta este... Hmm. Andreea cu uh, Acorini. Așa a fost, naro. Da. Aici e Tomihaiciță, nu? Da, Da. Amintiri frumoase. Dacă Rău. e frumoși, Să văd că sunt îngrijești. cât ia, cât ia să îngrijești un cât îți trebuie pe zi, cât îngrijești un cal într-o zi. Eh. Nu-ți ia prea mult, dar trebuie să-i faci curat, să scoți bălegarea de sub el, să-l cureți, să-i dai să mănânce. Toate zilea. Îl l toate, în fiecare zi trebuie să sau? Absolut, da, absolut, chiar de două ori. Dar la, acum îngrijitorii sunt boieri, nu mai... Până la urmă e o responsabilitate ca să iei un cal. Nu, e, o... încă, da. nu e un cal. hobby. Nu-l pui în pițină. Bate, vrea și el afară, să-l scoți la plimbare, chiar dacă este vremea urâtă. În cale și pe ploaie, și pe mai ales când te apuci să faci performanță, nu s-ar peste antrenament din cauza ploii. Dacă îți vânt puternic și urât, nu, că îți răcește și cal, cal Și calul și Deci trebuie să fii dedicat cam 100%, că el te simte dacă nu-l nu îngrijești. Nu știu dacă te simte, dar are o stare proastă, mănâncă și pe el pielea, e foame, e sete. Se De poate răci relația asta dintre om. Uh, călăreț și calul lui? Da, sigur că dacă, Și se simte în concurs? Dacă, se simte, mai ales în concurs. Dacă ai copilul sportiv, că eu am avut mai mult copii, are și el niște probleme și nu ți le spune acasă cu masa, cu tasul, cu școala, cu tare, vezi că nu este asta. Nici mai glumești, mai faci ceva cu el. Îl scoți din transa. Părinții vă sprijină sau? Da, ei, îi ei plătesc toți acum. Plătesc, da, adică și încurajează, nu vin, prea îi aruncă mult, acolo, face prea Prea mult să bagă el. la încurajare, prea mult să bagă la încurajare. A, devin și ei între noi? Ai, Că la tot sporturile? Dacă n au niște expresii, vorbesc între mai ales când eu am fost am absent de aici o perioadă de timp. Și când am venit, nu știau cine sunt. <laughs> și mă, și cum varbea, unul și așa se fuleie pe stânga, așa se fuleie pe dreapta. Oh, doamne, doamne. Din ce, ce spuneți, înseamnă că ceea ce înseamnă călărie în România, călărie, ce când asta cu ecvestă, no, nu știu no, am scos-o? No, no. mie, mie nu -mi place. Doar le rușine să da. spună călărie, vezi, doamne, călărie. călărie. sau hipism, astea erau clasice, nu? Da, Concurs de... de hipism intră tot. Călăria vine de la cal, nu? Uh, e bine, nu? La momentul ăsta în România. Da, e bine, e bine. E bine. E bine. Dar ca și competiție, ca performanță, unde ne aflăm la nivel internațional? A, internațional, așa. S-a aproape destul de bine. Ăștia, Ionel Bucur a făcut o probă de 1,60 m în Grecia care dădea posibilități de calificare pe la Olimpiade, pe la da, A fost da, aproape aici. de Ionel Nu? da? da? da, da. Mare și, lucru. și alții și-au mai intrat, au mai intrat și alții. Care, dar ăsta, ăsta este tata lor, Ionel Bucur. Și fiusul e fius. Da, bănuiesc că îi asigură tot ce-i trebuie, nu? Ei iau și școală de călărie. Și la o școală de călărie nu mai dai 15 lei pe euro, orașe din de călărie. ai da bani. Arte nu se poate. Pentru că ei sunt... Măi, muncești de zi, în fiecare zi, de dimineața până seara. Da, da, din ce spuneți, din punct de vedere financiar, e un sport pentru snopi, bogați. pentru bogați, da? Da. Dar tot trebuie să strângi bolegarul și să-l țesă. Păi, dar cum să nu? Că dacă nu dă cu tine din șa... Nu, nu dinșa, dar nu, dar vine cineva în vizită și îți vede cinci bălești la cal acolo. E E un, bă un, băiat la graș care ia bălegile în continuu. El n să facă, el face în jur de șapte, zece bălești pe zi. el mănâncă, calul are un stomac mic față de mărimea lui. Și da? de-aia mănâncă în continuu. El își depozitează mâncarea și pe o intestin care intră mai sus, pe se întoarce cum Are e. O fel de rezervă sau cum? Nu, dar o bag acolo ca să... Să fie. Să fie. <laughs> Și la, fie. La așa de concurs, cei care merg în competiții, trebuie să ai grijă la greutate, nu? La greutatea lor? Da. Nu. Nu? Ati... Păi dar nu-l simțiți dacă se îngrașă, nu poți să mai sară, păi dar, are... lasă grașe, nu mai are... Nu dar lasă îngrașă, în muncești. Transpirația aia înseamnă grăsimea ieșită din el. Muncești nu? Te încurci așa 20 de minute și mă duc acasă. Există și ca de care când deja să pun pe leneveală să... Sigur că da, cum să... Îl lasă, el nu mai scoți nici azi, nici mâine. mai. Nici mâine. spunea da? ceva că se, se pregătește un concurs de hipici la crema. Da, așa spun Acum o să fie iar o demonstrație în jur de pe de 5 iunie ceva. La hipodrom? Să cu că... sărituri, cu tot? A, nu, cred că face demonstrativ așa ceva și cu copii, bănuiesc că la un moment dat început să niște cursuri de alea gratuite la CSM, în fiecare sâmbătă și duminică, au fost câteva luni, într-o vară parcă. Aia cu gratuit înseamnă pui calul pe, pui un copil călare, te duci și el până la stânga, la oprești, pui altul, pui altul. Alt. Îl ții de sfoară, nu? Pui faci să o tură și... Da? înceapă. Dragă, gratuit nu merge. Cum se faci gratuit? Noi nu dăm mâncare la cal. Grijitorul ăla nu, nu, plătești, pe muncitorul ăla, la soldatul, sportiv, nu merge cu cal. Chiar așa. Pentru timpul era gratis. Nu îmi plăteai nimic, niciunul. Da, da. Era finanțată toată activitatea, da, nu? toată activitatea. Și dacă mai existau niște bănuți, mai și, uh, și le dădea indemnizații. Bine, dar ai regulamentar, dacă ai categoria întâia, trebuie să-ți dea indemnizații de efort. La concursurile ăștia care sunt în țară de hipiți, sunt premii în bani? sau, Adică poți da, câștiga ceva da, de acolo? Da, nu, nu-ți simbolici. Nici de deplasarea. La aia e mai mare, spune 1200 de lei sau 2000 de lei sau 4000 de lei. Atot nu este cine știe ce. Mă gândesc Pentru... că numai transportul cailor Bă, e. mai transport și la mai are un cal sau doi. Nu, sunt bani ca în altă parte. Dar la ce spunea dumneavoastră, la, la traș la galop, acolo să scot banii? Așa da, acolo pariurile sunt tari. Și mai dau, mai dau Că și... Mai sunt premii de, de mare, cine câștigă ia premiul mare, nu? Da, 40.000 de euro. 40 de... Euro. La noi în România? Da, da. A, nu. Nu, nu, nu la noi. Nu. Poate le mai petec Unde, la unguri, unde? De la unguri. Unguri au cai. Da. Făcut pentru cai și pentru căi. Am și văzut nu. undeva, dar nu știu, era aia regina Antoaneta sau care a fost aia, austriaca, nemțoica, care a fost, avea undeva în nordul și făcut un hipodrom în nordul Serbiei, pe la Bece sau Celie. Nu, oh, nu De Lipita. Da. Acolo este. De acolo a plecat calul Lipitan, acolo a fost făcut la Lipita. Da? Calul Lipitan, dar la un cal care face pechi de resaj. E foarte rezistent pentru armată, că e pentru armată, toți ca pentru armată, în formă a derivat pur sânge, care nu-i bun de, de săvăleală, e sensibil. Și la Lipita, acolo, eu am fost când era militar, ca îngrijitor. E... splendoare. Bine, ții estul în partea de-alaltă, să ducă ăștia cu bicicleta până acolo. Nu, întreabă nimic. N-au vizit e de munte, aia mare, de 2 metri, de-a 8, nu Nu sunt de munte, de aia sunt de munte? muncă. Aia sunt de muncă? Aia sunt de muncă, aia de munte sunt chiar mai mici. Ah, mai mici. Nu, dar da. aia mare așa, că sunt unii așa de... la Brodina, Calohuțul care este împrăștiat pe mai multe părți, mm -hmm. al ăsta Uțul, care au, cum, au, au, dus în Irak cai de la noi. Aia mici. Aia aia mari. amici. Ăla merge cu Samar, în spinare, așa se numește când pui greu la samar, și pe, pune piciorul și vede dacă se mișcă piatra aia, pune mai departe, pune aia, eu un sind în sânge, un format de natură, vorba Da, oia mari de munte, ce, ce era să sunt? Percheron. Mari, așa e vă declarat, cum ziceți dumneavoastră. Da. Nu aia de cărat, sunt mai micuțe, așa, de tracțiune, de arată, așa, facea, fac cu care, fă, lemne, așa. Dar sunt ideea mare de 2 metri și... Aia, pe șeron, așa e Ai ajung la o tonă? Da. Ajung la o N-am văzut. La, de cum îi spune, unde a fost ăla cu banii? Carita sau ce, la Cluj? Nu la Cluj, la... Slobozia? Da, la, 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 Slobozia, da? da, la Slobozia. E, ăla a adus o pereche de cai în Germania, pusă la o căruță. Aici nu poți să spui că o căruță, că puneai tot în ea. Vagon. Puneau hamul pe ea cu scripetul. Adică ridica hamul sus, da, 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 da. băga calul hația și dădea drumul, că era greu hamul ăla de piele și cu fiare. Și era să prindea așa, nu se mai punea exact cum se punea. Nu da, mai cum, nu puteai. Dar erau frumoși care... Aveau cu cât gura găleții aia Și cu munceau. Era un băiat care a fost călăre. E și acum. Foarte greu de întreținut ăștia. Nu, că sunt comins, dar dai mâncare multă. Ești comis dar ai o de teamă că dacă îți două o copită un cal, o să fie și ultima. Să <sus> te mai ferești. <sus> 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 Cum să nu te fie, ai de cap, nu, Te, -o, nu. te omoară. Da? Deci De crește, s-a întâmplat, că nu am văzut, dar a întâmplat. Deci. deci ziceți că o să avem evenimente pe hipodrom cu... Așa am citit și eu, n-am știut. Menecaz că nu mi-a spus și mie, dar... ia că am mă mică de aceea, știi? Nu e bine ce susai. Pot ce e liber, cum? Da, a, nu. A... Nu, dar nu, nu. nu, 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 Știți cum e, domne, când ajungi la o vârstă, cam, domne, mm. nu mai avem nevoie de el. Nan. o generație, eu, eu, cred că este generație cu domnul Zbora, nu? Sunteți pe acolo, că știți pe domnul e Mai Nea mare Gigi. cu vreo ani ca mine. Nea Gigi, cred că erați undeva, ați fost și prieteni cu Virgil Bălan. Ei, Virgil Bălan era un prieten. Da. Adică era mai în vârstă ca mine. dintr-o altă școală de asta, de antrenori de ăștia, care era munca, munca, educația, dacă vă trebuia, citească, că atunci nu, avea, nu exista internet. Da, da. Biblioteci întrești. Nu mă omor acum nici pe internet, că nu prea știu să-l manevrez. Adică trebuia să ai studiu, trebuia să cunoști tot. Cum spuneați și anatomia cred. și omului și tacalului, să știi tot. E, sigur că da, constantele. Păi asta peștea care nu știu ce constante, nu știu ce să spună. Ce respirație, ce de baratură, eu, ce... eu mă că, din, din respirația calului și din mersul ce are. Da, nici nu se pune problema. Îl vezi că nu este bine. Și sunt anumite semne unde pui mâna și îl vezi, băi, stai să nu este chiar bine așa cu calul ăsta. Hai să mai lăsăm un pic. Dar am avut noroc, totuși, așa că sunt ei de golănași ăștia îngrijitorii, sunt buni. Da? Adică sunt și iată așa de cai. Sunt iată așa de cai fac treaba, e curat la cai, le dă la timp hrana. Că hrana. Aveți un veterinar preferat sau aveți unul special, special o... pentru cai? că are pe unul care vine la noi partea de și de pe la Coșoveni specializa Specializat a pe cai sau cum? Nu, nu, nu. Dar a făcut, facultatea a făcut-o la Cluj și a adus și eu Ardelean în, în Oltenia. I-a spus ce dai, bă, că ei de cu el a venit. Băi, avea la bine. E la compasație cu cei de la Sibiu. Am adus și noi ceva de la Ardelean când ne-au luat, nu? <laughs> V-au luat fata. Da. Cătălina a fost și ea de performanță, nu? Da, nu. da. Ne poate. A, Dar vreau. cum ați păcălit-o de mică, cum? A, nu, a vrut ea. Da? Dar Mircea nu. Mircea nu. El cu fotbalul. L-am pus, l-am pus, pus că are pe un ponei. S-a ținut de gard, era să-i smulgă degetele. Da, el cu fotbalul. <laughs> și... <laughs> asta, Cătălina, a fost ambițioasă. A venit ea. De ce, pe, pe, nu, pe ce? Pe și pe obstacole? Nu, obstacole. Pe a obstacole. A și căzut o dată de... a pierit cheful. Da. <laughs> nu, m-a făcut, m-a mai făcut, Cătălina e calul mai apropiat de stăpânul decât prieteni? N-are calul, nu se supără pe tine. Știi? Și la prieteni, dacă nu-i dai o dată... Care îi dai de, de 22 de ori, dacă nu-i dai o dată, îi da, 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 sigur da. da. n, da. n ce să faci. Uh, cum, cum face să-i atrageți pe copii? Sau ce a spune părinților ca să-i aducă către, măcar pentru mișcare cu cai, nu performanță. Că performanța e costisitoare, e grea. Și asta este. Ați văzut copiii acolo, plătesc în vârtea acolo de 20 de rei sau 40 de Nu, da, că era coadă, era bonul cu numărul 38 la prânz. Da? Deci deja 38 da. dar de... da, erau doi ponei, nu? Da, doi, că unul era bolnav. Și... Mie să Do, știți că mie mi-a plăcut emulația de acolo. Îi dă... Da, și, și bine. Pentru că vin foarte mulți părinți foarte mulți părinți. Pentru mine să cu, da da da, cu... Un șoc, da, 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 a fost un șoc a. pozitiv a. pentru mine, cât spari, cât copii au fost aduși. Copilul acolo. care face călărie, ca și cum am spus eu că călărețul care face proba completă are un grad de superioritate față de ceilalți. Însă, în, însuși poziția, că tu ești călare și sunt pe jos, tu ești superiorul lui. Da, dar stă bine psihic. Da. Păi îl face. Da. Dacă dai cu psihicul poate să meargă și un șchiop să facă treaba. chiar am avut copil cu un picior mai lung și nu mai scurs. Mamă, și ce a mers? A plecat asul în Și... Adică a fugit pe timpul ăla, să fugea. L-a și pe el. Și aveam avut... Ce să să spun? Pentru copii, dacă... Iar, e, iar pe Știi că pe cal, nu te odihnești. Când stai călare, nu te odihnești dacă mergi o zi la pas, mai la pas, îi te cocoșezi, dar când te dai jos de pe ești, ești mor de spate. Păi eu știu că prima când te apuci de călărie, dacă nu știi să stai, după aia ai probleme. Că nu, că te învață <laughs> să stai, că nu știe cum să stai. Dar știi, îți alegi poziția cea mai bună, care este cea mai incorrectă pentru cal. Care a fost cel mai de suflet cal, așa, mai cel mai aproape, Bizanț? Bizanț, da, dar a venit cam târziu la mine. Trebuia să vină mai devreme. Adică, Ați până... avut vreunul care l-a luat de mâini și l-a ținut pe mult timp? Păi majoritatea am lucrat. Asta nu l am lucrat, l am lucrat la șapte ani pentru că așa a venit în Polonia, așa a fost la noi. Am avut ca tinerii. Și Mihuz ăsta care spuneați că nu v-a spus de el, mm. am ținut la el, dar a fost mare, mare, mare și nu grozav. Faceam niște parcursuri minunate, că dar obstacolul unul ți-l de jos. Primul, unul. Brang, dădea în el. Mă duceam la afară și dădeam să le dea în bară, să n-ai voie să, i dai cu bara peste picioare la concurs. Și nu, no, el pe primul trebuie să-l dea. Să trezea și făcea cu zără. A, până nu, până până nu, până nu dea... cu, până, până nu dea cu capul A, de pragul de acasă, sus, nu, nu începea concursul. Să -și făcea mă, la unii la să-și dea startul după obstacol. <laughs> ca să nu mă penalizeze. Da. Toți am arată la vânăt. Iar mi-a plăcut, l-am făcut ultima probă completă cu eu, el și m-a făcut și copii. Un, un vitez, Un... Cea... A, 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 avut vreunul pe care a suferit? Vreun cal? Eu am, de -l -am, că l-am la, l-am pierdut? Da. Sau? Păi eu am dat mulți cai care s a dus la Hergelie. Chi uh, Chiar a Pahideanul ăsta care a modernizat călăria în uh, scai în țara românească, îi dădeam, îi dădea cai aproape care vroiam noi. Pentru că s-a întâmplat ceva. Noi nu-i când venea la noi. Și după oarecare timp, să vedea un car, un almăsar bun. Și venea la jepodar, le vezi că-ți-l iau pe ăla. Luați, domnule. Că el putea să fie carul meu. Se l un Cum mă lucrai cu el patru ani de zile? Și ăsta mi-l ia, când băga la montă. Da. Și da, de de-a lui șeful ce te duci, și ei patru cai de la patru hergherii. Care vrei? Nu mă a spus el la mine, la mine, la mine. Era îți le și o dau Și asta era un mare avantaj pentru noi. Și n-am făcut o dată pe Rez l-am dat acolo, fai păi, mine. De... Am pe naum, nu, n-a fost al meu când a fost mic, dar uh, un doctor veterinar de la Rădăruț, medic veterinar, că doctor nu era, Hegelia unde stăteau caii de montă, era la Mitoc. E o cântărață de pe acolo, nu știu cum de acolo. Și el venea în rădăuți, ăștia aveau Pista de 2000 de metri, pista amenajată, venea și fugărea ca așa, când de găsa dracii, o să ducea la mitoc și trebuia să treci prin apa mitoc, să le duce acolo iarnă, să te ducea prin apa. Un gest, până dimineața era cu picioarele în sus. Doi au omorât. Era un a fost în anii de la Craiava. Era un cinci când dădeau de rece, da, nu? Da, ca omul. Bine, era mai, nu era chiar aproape, aproape, putea să și mai revină. Dar tot, uh, da, unul era pur sânge, -ai mai ai fi rab, pur sângele. Pur sângele e nenorocire. Dacă n-ai grijă de el. Împătimit împăt, de, cai, împătimit, de ca Dar atunci când a fost epoca aia cu Craiova Maxima, cu alea, mai ales că erați, deci, o, Cum cu să răscu neatică oțet. Păi, da' eu am fost la meciul la Bacău, sau la mama dracu. De asta nu veneați cu cai la stadion? Da, făceam, da făceați demonstrații. Da, demonstrație. demonstrații până începea meciul. Acum se aminte Era bine, pe bine că erau 40.000 de mii de oameni de acolo, ne deau un leu la bilet. Da? Un leu la bilet ne dădea nou la călărie. Păi și dacă făceam anul de 30 ceva de mine, le oh, oh, cumpăram... Erați și boieri. Era aproape un cal. Da. da. Bun. Cal bun, bun. Nu, că nu, nu se vindeau ca de la un centru în altul. La Hergelie, la unul tânăr. Unde, la Mangalia sau de unde? Nu, unde? general, Chislău a fost cu calul sânge și pe urmă calul de sport românesc, care a avut caifa și trădăvuțul Idranu o povestire, o amintire plăcută cu neatică oțet? Ei, mai făceam câte un grătar și noi. Am băut într-o seară mai mult așa și eu și el. Sorbe de telefon. Telefonul îl țineam în hol pe, pe frigider. Și țâr, telefonul iar nu era din, din ăștia. Și eu eram cu tic în, ba, în bucătărie. Eram. Vine șeful și ia telefonul. Nu că cam o nevăsta ca Știi că te aproape, mă duc repede, să te la Ana Marta așa. Și vom iar telefonul. Dar spui să nu mai dea telefon. Dar voi ce treacu faceți asta? te vorbim și noi de fotbal. De... și sticla aia de uisit ce cu ea. Lasă că mai e în ea. mai e în ea. Dar nu era cu băutul. Stăteați la taina de fotbal, v-a plăcut și fotbalul? Da, da, aș fi fost un fotbalist bun, că munceam. Da? Mă munceam și aveam și pisteză, aveam de toate. Da? Sunt călăria de da, unor. Dar așa fiind pe lângă Neatică Otez l-a simțit că a fost așa, s-a simțit puțin așa nedreptățit, pentru că a fost... De multe ori. El a fost dat afară de nu știu câte ori și îl primea înapoi. L-a dat afară și l-a pus pe teașcă, șapte luni de zile l-a dat pe tească afară, l a dus pe tească înapoi. A lăsat, a luat, a luat, echipa pe locul 4, a găsit-o pe 14. Așa a făcut ăla. Pentru că a fost și în stafful tehnic din 73-74 când au luat primul titlu. Da? Estroi a fost care... Asta era conducător, era în spate cu Cirea, Eu zic că era asta da. steafu tehnic, era antrenor... Și cu Ivan și cu... Nu Asta în 81-82, 83 când a fost da. cu Ivan, da? le au făcut cea mai mare performanță. Da. Da. A fost și în stafful Oblemenco. Și stafful Oblemenco, da. Adică a fost permanent de la toate marile performanțe să găsește Constantin Oțet Sigur, dar pe și pe probleme cu tot ce la școliți, un pic, atât cât s-a putut, n-a fost mare învățător Nelu. Da, dar a fost un om care și a Deosebit, azi, deosebit. Da. Dar, adică nu era cu a vedetele din ziua de azi. La noi, la... pe acasă, pe la ipodrom. Era o altă generație, erau alți oameni. Altă și Petre de, Petre și... de Selnicu. Petre de Ce, ce bon bun om. Pe asta, pe Ștefărescu, când -a adus, fi, l-a adus Sacie la Craiova, nu știu, atunci a venit și el la chestarea lungă. Pe țara lungă, zică, aveau rude unchi, mătruci, ăștia care stăteau chiar pe lângă strand, progresul sau cum spune, Bragadir, îi uh, pe, uh. Și acolo a găsit pe Teo, nu avea nimic. Dus l-a adus la Craiova. A făcut treaba, a intrat și în lotul național. Și l-a adus pe Ștefănescu, venea și mânca la mama ca la cantină, la 12 până N-am mai, că n-am n-am decât ciorbă de lovă de cu oră, n-are nimic, e bun. Era și lumea, că s-a mutat la noi, chiar în bloc a stat cu Mariana. Deci ce să pe lângă ei, pe lângă toată creva maxima, a fost cu ei acolo. Da. A să vezi, ăștia, Tică și cu Cernăianu și cu ăștia, aduceau, aduceau echipa de fotbal pe la hipodrom. Mai făceam de mai fotografii călare, cu boca, cu ăștia, așa. Și uh, să zice Tică la Argeș. Tică vine cu echipa de fotbal la Craiova, nu Tică, nu știu cine era, a fost o perioadă de timp. Ar nu? Nu, nu, Halagian. a făcut cea mai mare performanță totuși la... Vitești, eu la fost. Sigur, fotbal. nu, dar vreau să spun. Adică era secund acolo. Și vine fotbalul la fotbalul Craiova aici. Și hop, vine și zice, nu mai știu la ce echipă a fost, dar ceva echipă bunicică. Și s-au întâlnit acolo, cum, na, fără să gândească. Și, e, a fost un șofer care, un călăreț, care era șofer la sport studențesc. Nu știu dacă nu cu sportul, să cumva, nu mai știu. Nu, Pe la Galați s-a plecat și Neatic atunci când a plecat uh, Oblemenco și... nu? N-a plecat cu ei? Mai târziu. Mai târziu. Dar cu că v-ați discutat? Nu. Nu? Că ați zis că l-ați știut de, că a fost coleg cu... Păi da, a fost coleg așa, era mulți colegi acolo, toate, toate sporturile, făceau anumite uh, materii, le făceau toți. Și pe separat, unul călărie, unul box, unul Mare ales care n-aveau catedră, era foarte rău. Trebuia să fie din și din sportivii care să fie și cu ieși ei, sportivii, ca să pasă să țină lecții. Așa era și era foarte bine. Adică fără facultate nu puteau să profeseze. Da. Ceea ce nu, într fel nu era rău, că acum sunt o grămadă de facultăți și ah. nu prea mai... Antrenori, metodiști, mai credeți că mai avem metodiști în ziua de azi? i-am pește aici, la mine, care sunt toți monitori. Nu e vas de la. Mm -hmm. de mers pe Dunăre. Uh, ne apropiem de final. Am un set de întrebări rapide, așa. Ce, 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 vă să mă apropiați de, de suflet? Cai sau oameni? Gândindu-mă la nevastă și la copii, la nepoți. Ca nu s-au supărat niciodată pe mine. Uh, ce v-a plăcut mai mult, sportiv sau antrenor? Să sportiv. fiți sportiv. sportiv. Uh, din experiență, călărețul acceptă calul sau calul acceptă călărețul? Acceptă calul, trebuie să accepte călărețul, că el e ca tom animal, mi-e vite multă, multă, și mă ascultă. Dar nu, și nu poate să-ți și fie, pleacă, mă, lasă-mă mai mor. Așa, calul, calul trebuie să te accepte. Iar omul care este mai celebrat, mai gândește, se acomodează cu calul. Ce care a fost proba favorită? Dresajul, obstacole sau proba completă? Obstacole. obstacole. Proba Dacă completă are... mi-a plăcut în mod deosebit. Dacă era să fiți la cea de tură mare, ce vă plăcea? Trapul sau galopul să a făcut? Galopul e frumos. Și trapul, da, nu. Galopul e galopul. Dar acolo chiar își mai dau să bat între ei, să împing, să se arunce de pe... Scrava acea peste ochii. Da? Pă, de cap. E ca la lui care își mușcă urechile, nu? Da, la da. grămadă. Uh, sunteți conservator sau progresist? Conservator sau progresist? De politică sau de ce? Ca fire, așa, ca... A tradiționalii sau? Vreau, vreau mereu nou să fie ceva nou. Deci progresist. Nu vreau să rămân cum am fost în 50 de ani să fiu și acum. Uh, mâncare tradițională sau internațională? Nu asta. oaie la grătar. Uh, un proțapă. Uh, ce vă, așa, vă relaxează? O cafea, un coniac fin sau un șpriț? Șprițul alb. Șprițul alb de vară. No. Uh, revenim la sport. Ce e mai important, tehnica, talentul sau antrenamentul? Păi asta, dacă n-ai pește, nu-ți mai trebuie nimic. Dar nu poți numai cu talent, nu poți numai cu... Tehnică? Tehnică, nu poți numai cu muncă. Pentru că sunt oameni care muncesc toată viața, nu la performanță, pentru că nu are zbăcul ăla care trebuie. Dacă n-ai talent, poți să faci performanță, dar mai greu. Ce face diferența? Metoda de pregătire sau echipamentul de concurs? O metodă de pregătire. Calul educă sau e educat de om? În prima fază e educat de om. A doua fază, el educă alți copii și așa mai departe. Uh, vă relax, ce vă relaxați? O carte, un film sau o tură de parcă? Nu, no, dar parcă am blat prea mult pe jos. Uh, carte, dar e greu, că acum nu pot să mai citesc decât la masă, nu mai pot să stau cu ea în mână. Familia generează sau împiedică performanță? Familia mea nu. Nu, nu, în general, nici ați văzut. Sunt, sunt familii care împiedică performanța. Ce ar fi făcut Ovidiu Podarul dacă nu ar fi fost îndrăgostit de cai, dacă n-ar fi făcut cipism? Nu, ce ceva, poate chiar atletism, mi-am alergat bine. Da? Deci să vă spun că am fost și popicar. Da? Da. Acum, la final ne spuneți. am făcut cu domnul Pavlov, Dumnezeu să le asta, la constructorul Craiova. Și unde veți pista aceea, la banca, ci? Nu la bancă. Aia de la Voința? vis-a-vis -vis de fostul, fostu club Universitatea Craiova pe stăduța aia prin spate. La Gardul Verde îi spune pe timpul. Nu, la Dinamo sau unde? Nu, Dinamo e Dinamo. Uh, cum te duci câte aici? Da? Pe unde vrei. Dacă o iei pe Romulus. A, pe Romero a... Land. Oi la stânga pe o stradă. Da, domne, acolo vis-a-vis -vis de bancă, sala aia de era acolo unde s-au făcut blocurile, nu lângă nu Muzeul de Artă, că acolo era o sală o... de biliar. Și era al Clubul Ai, Rovine. Altă, altă, altă. Era acolo, acolo Clubul și Rovine. Acolo eram noi, mai jos, de spus să că constructor. Uh -huh, uh -huh. Eu știu și pe asta de acolo. Am și tras pe adică. Am mai jucat și pe aia la Rovine. Așa. Sediul clubului era cel lângă 3 decembrie, nu? Luase Rovine. Da, da, acolo am da? fost și eu. Da. <laughs> deci, și la atletism, pe ce probă erați? Pe, pe sprint sau pe. Nu, nu, pe 100 am mers și lungime. A, oh, deci a fost săgeat așa? Da, Cât da? făceați pe sută? Nu am mai țin. Dar știți ce făcea mai ales prostia mea la care a fost? Am alegat o dată de la 10.000. Și V-ați rupt sau ce? Da. Ați forțat? Am bărsat ochii din cap și toată de cap. <gânt> a terminat cu atletismul. Trebuia să termin proba. Și ne dădea un punct ca să se adune pe diviziile, cum era pe timpul, ca să adună. și ai la alții bătrâni, unul n-a vrut să alergă, ei știau ce îi așteaptă. ne am alergat, de m-au dus cu taxiul la Ploiești, am au dus cu taxiul la... Le am luat patru puncte. Deci aveți un... Le era frică la așa că mor. A? Păi mi-a spus Lindel, bă, puteam să te omorăm la final la Ibiza. A făcut o școală ca lumea, cum ce zunea să se metriu și după aia Bălcescu, a făcut Bărcescu. o școală de atletism. Balcescu a fost. Bălcescu, da? Acolo a fost Lindel. Natalia, Argentina Menis, Argentina, no? Menis Bongi. Bongi. Argentina Ar... spus, nu? Argentina Menis, Bonci. Virginia Bonci. Că de aia am zis. Nu mi-aș fi pus mă număr la stadion. Păi noi nu avem sportivii noștri, Uite te ce spus să zic. Argentina Menis. A, da, și ce antrenor a fost? Nu, Ai aici, aici și-a să, și cariera, nu? O fi, dar nu la noi. Cum nu? N-a făcut o campionă mondială în universitate pe Natalia, l-a avut pe Sorin Matei, care a egalat... Da, că în cu... Matei a fost și cu alții. Nu știu, de până pună Sorin Matei, trebuie să-i pună Mai facem asta, da. Mai facem nu, mai. da, astărui, domnul Mărașescu, un om excepțional. I a a ajutat-o că... sportivii a ajutat toți sportivi. Tot, sport, ales... tot, tot, tot sportul, tot, sport. pe care le-a avut el. Păi, L-am avut pe Sorin Matei a zis că adică aici la Craiova era, era, ceva deosebit ceea ce înseamnă sportul și mai ales atletismul. Aici a, păi, a lăsat te... de toată țara. Chestia asta a lăsat-o linderă în primată. Sportul de mare calitate. Înaintea lui Linderul la atletism a fost un profesor pădurean. El era săritor la înălțime, la prăjină. I-a plecat la București, cum eram mic, eram copil. Eu când m-am dus la Bolcescu, am fost în clasa 5 -a. că nu prea știam eu multe de ele. dădea o portocală și la revedere. Ce aveți așa din parfumul Craiovia anilor 60, așa din... Ce era? Era mai și era mai... Oamenii mai... Era, la mine a fost șocul destul de tare când am venit la Orșova, un oraș extraordinar de liniște. Erau și unguri, și nemți, și jefi, și turci, și toți nu se certau unul n-ai să bată cineva. Ai Dar... am prins insula la Adacale? Da, am prins insula la Adacale. Am fost de multe ori la Adacale. Au scufundat după ce am plecat. Când Păi că au făcut barașul. Da. E n avea cum să o oprește așa mene, -o. Dar, în adolescență avea așa un parfum de așa de, de oraș, așa boieresc, Craiova? Nu eram modest în, Și cu chestiile așa de nu era așa extins, nu era atâta multă lume, era... Nu, 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 și era băieții băieți să jucau fotbal între blocuri, între ele, noi jucam cu grecii, ne băteam cu ăia, altfel era. Acum, de are da, cu câțiva anișori și gata cu mâna pe la așa. Băi, am văzut ce de... Doamne, să mai... Domnul Ovidiu, vă mulțumim pentru prezență. Veni la concurs să ne, să ne anunțați când concursul. Păi, da, scrie în așa, hmm? spun eu. Și aveți ușa deschisă. Acum avem ce povesti. Punem la cale și... Da, da, de pus la cale. N-am prea făcut la pus la cale. Să <laughs> știți că eu am vrut să fug în străinătate. Aoleu, acum ne spuneți. <laughs> Pe Dar nu puteam să... N-am făcut-o că eu aveam prieteni în munde. Abia și să vin acasă să le dau câte o gumă de meserie, ca să veneam și eu din Goslavia sau de unde veneam. În Ungaria. Și unde ați fi vrut să fugiți? Nu prea știu. Cam Germania ar fi fost. Așa era totdeauna. Când prin anii 70, 80? Sau A, mai devreme. A, 70 era pe tân, puteam să plec, puteam să mă strălătate. Chiar în Germania am fost, puteam să iau din loc. La Iugoslavia, la Trieste. O cea cu bicicletă. Dar nu, vreau să vin acasă, să mă vadă lumea. Să-i văd eu. Știți cât mi-a fost de dor de ei întotdeauna? În armată, când am fost mie, mi-era dor de, de Craiova. Când am ajuns la gară, M-am jos, nu erau gloste, nu mai era un taxi, poate nu prea aveam parale. Pe jos m-am dus acasă, nu mai putem de, de... drag. Avea să, să facă ziua, să mă îmbrac, să mă duc în... Dar da, da, da bărbirește de mai întâi. mă întâlnesc cu golani. Cu golani? Erau golani atunci? Nu erau golani, noi tot am avut servici Nu n-am avut probleme. Eram ca lumea, băieți ca lumea. Mulțumim mult pentru prezență Eu și să vă, vă dea Dumnezeu în putere în continuare și sănătate să țineți hipismul <laughs> acolo la standardul la care l-ați ridicat. Sunt care fac care... da, treaba bună. Adică dacă mai este, și ei sunt... Meritul și al lor este că mai există călărie aici treaba. Au avut de la cine să fure meserie. A, da, dar nu... Vezi că ei probabil o țin pe aia cu furatul nu trebuie să furi. Ratul meseriei cu totul altceva decât... Păi da, pe toți i-am învățat, pe toți. <laughs> Doamne ajută, Vă mulțumim mult pentru prezență. Trăiți! Doamnele, domnilor și domnilor, pune punct episodului de astăzi, am avut un adevărat cavaler al, al cetății în, în studio. Ne revedem lunea viitoare la ora 9.30 până atunci toate cele bune. Trăiți!